Ia să vedem. Încă gândește. Bun. Cred că am început deja. Facebook-ul meu mi-a arătat că încă n-am început. Suntem în partea tehnică încă. Ia să vedem dacă apare și pe pagina de Facebook. O secundă. Ca să ne asigurăm că vorbim cu lumea. Perfect. Dacă ne auziți, noi vă zicem bună seara. Da, este live. Bună seara și bine v-am găsit în seara aceasta minunată de 2 iunie. Am intrat în vară, cel puțin pe calendar. Nu știu cum este la tine, Anatol, dar la Brașov e foarte frig. E ca și la Brașov. Înțeleg. Da, încă n-a venit vremea aceasta frumoasă pe care o așteptăm, dar de acum încolo poate va veni. În seara aceasta l-am alături pe maestrul meu, de la care am învățat și știu numerologia și o practic cu mare drag în ziua de astăzi, Anatol Basarab. Ne propunem în această seară să vorbim mai multe despre numerologie, pentru că este o temă din ce în ce mai des căutată, chiar și pe internet și prin filmulețe. Toată lumea întrebările cu privire la numerologie, cât mai multe întrebări. Și atunci am zis să chiar să punem titlul cărții, da? Numerologia în viața fiecăruia, de aceea am și pus acest titlu, tocmai ca cumva să vedeți că există și o carte, are doar vreo 600 de pagini, din care puteți să învățați numerologia, doar că o să vă trebuiască și o foaie și un pix pentru a putea să o citiți. Însă astăzi ce ne dorim foarte mult este, bineînțeles, să aprofundăm partea aceasta de numerologie, chiar dacă sunteți cunoscători, chiar dacă nu sunteți cunoscători, cu siguranță o să aflați lucruri noi astăzi. Anatol Basarab, probabil deja știți, psiholog, numerolog, este în România de ceva ani, nu? Din ce știu, dinainte de 2000, Anatol? După Revoluție. Ok, deci și mai. Și bineînțeles că prima întrebare și prima întrebare este următoarea. Ce este numerologia? Așa, scurt, că lumea știe, dar sunt totuși necunoscători pe aici. Din punctul tău de vedere și din graiul maestrului, ca să spun Păi așa. dacă ar fi numai din punctul meu de vedere, aș spune așa. Numerologia este o știință prin intermediul căruia. De fapt, spunem așa, mai simplu, definiția simplă tot. Numerologia este o știință care se ocupă de valoarea calitativă a cifrelor. În comparație cu matematica, care este o știință ce se ocupă de valoarea cantitativă a cifrelor. Adică, cifra pentru un numerolog nu este doar un simbol, adică are semantică, are pragmatică și are semiotică. Adică, înțelegem prin fiecare semn, prin fiecare cifru, o calitate, un anumit tip de calitate, o anumită structură energetică, o anumită formă de densitate a materiei. De aici, îmbinarea cifrelor pentru un numerolog înseamnă, spunem așa, amestecarea ca la DJ a diferitelor forme de energie, a diferitelor forme de lungimi de undă, calități care generează o cu totul altă calitate. Okay. Deci, pe scurt, numerologia studiază calitatea cifrelor comparativ cu matematica, cu toate că multă lume se sperie de partea aceasta de matematică din numerologie. Apropo de cei care se înscriu la cursurile tale de numerologie, tot timpul mă întreabă, trebuie să știu matematică multă? Trebuie să cunosc lucruri complicate din matematică? Dacă Ce știi, le răspund? adică dacă deja au învățat și au memorat și poate folosi adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea, este suficient. Mai mult de atât nu trebuie să faci, nu trebuie să cunoști mai mult. Și câteva operațiuni, adică câteva operațiuni matematice care presupun o anumită ordine, adică o anumită formulă, dar care se bazează pe adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Atât e tot. Este nevoie cunoașterea matematicii din clasa a patra, a șasea sau începând. Nu vorbim de matematica superioară, deși numerologia este o componentă a matematicii, spunem așa, complicate sau superioare, de ordin 3.
Deja aici e speriat când ai zis de ordin 3. Da, dar nu, pentru cineva care vrea să studieze numerologia, pentru începutul, la bun început, nu este nevoie decât lucrurile esențiale care le-a învățat fiecare în școală. Adică așa până la clasa a patra matematică. Cam așa. Cam așa, Exact. ok. Bun, deci ne-am luat și de această grijă pentru că e o întrebare pe care eu des o întâlnesc, dacă trebuie să cunoască foarte multă matematică. Anatol, ce ne poți spune despre anul acesta, 2020, pentru că deja e un an tumultos și atunci, cu siguranță, asta e întrebarea pe buzele tuturor, din punct de vedere numerologic. Păi am scris despre asta împreună cu membrii Asociației Numerologilor din România, toți foști cursanți, elevi de-ai mei, și cred că am făcut acolo pentru articol pentru pe înțelesul tuturor structurat în multe, pe mai multe nivele, astfel încât fiecare se poate înțelege. Dar dacă vorbim acum încă o Pe dată. scurt, așa, eu o să le dau pe Asociația Numerologilor, o să le las linkul celor care ne urmăresc, Așa. pentru a vedea. Dar, pe scurt, este un an foarte, foarte, foarte diferit, adică el deja se vede. Vorbim de anul 2000, ea reprezintă pe verticală o constantă și se modifică doar o dată la 1000 de ani constanta respectivă. Adică o dată la 100 de ani, mă scuzați. Până în 2100 vom avea de-a face cu 2 și 0. 2 și 0, 2 și 0, 2 și 0, 2 și 0, asta ca și așa. Variabila este 22, 19, 18, anul 2018, 2019, 2020, 2021, asta se schimbă de la un an la an. Constanta 2000 rămâne neschimbată pe durata a 100 de ani, timp în care se schimbă doar 20, 21, 22, 23, ceea ce reprezintă programe sociale imediate care necesită rezolvate trecerea civilizației umane de la o etapă la alta de evoluție, de dezvoltare, inclusiv și a psihicului și a fiziologiei noastre. Când am spus fiziologie, mulți oameni pot să întrebe, adică cum se schimbă și fiziologia noastră? Da. Se schimbă și fiziologia noastră, se schimbă structura noastră hormonală de la un nivel la altul, se schimbă aminoacizii din interiorul corpului nostru, unii aminoacizi în general dispar. Uite, dacă ne uităm în cărțile mai vechi de medicină, acolo constatăm că omul avea 140 undeva de aminoacizi. Acum are numai vreo 16. Unii s-au dispărut restul. Da, dar într-adevăr, oamenii înainte aveau alte abilități psihofizice, emoționale și de cunoaștere inclusiv decât astăzi. Din punctul ăsta de vedere, noi astăzi suntem, spunem așa, foarte primitivi chiar. Deci, cumva un Și, regres mai degrabă decât un progres. da, și inclusiv din, adică au progresat, numerologia inclusiv ne arată că au progresat foarte mult materialele de construcție, modul de fabricare a uneltilor și a armelor, conștiința unor oameni au evoluat foarte mult, dar a masei au rămas dimpotrivă, adică s-au dus foarte, foarte mult în jos. De asta se putem vedea chiar și gândiți-vă cum era un om care era născut în 1600, de exemplu, 1500, adică 1 și 5. Și acum suntem 2-0. Nu, 2 în formă absolută și 20 și încă o dată în formă absolută. 0 reprezintă ca un fel de portal în care reprezintă totul și nimic. Și covrigul, urcovrigul, gaura covrigului, reprezintă un portal de trecere inclusiv dintr-o stare psihofizică, psihoemoțională, psihosocială, în cu tot o altă fază. Putem spune că anul 2000 este anul în care toată planeta, inclusiv fiecare țară, fiecare om în parte, trece pur și simplu, am putea spune așa, într-o nouă dimensiune, dar nu dimensiune în sens fizic, ci o nouă dimensiune a stării de spirit, a mersul lucrurilor. Este anul antitezei globale. Adică tot ce cunoșteam noi acum ca teză, din 2000 și până în 2030, totul va apare ca negație. Vom nega totul. Vom nega și faptul că a apărut Hristos vreodată. Vom nega Biblia, vom nega pe Papa de la Roma, vom nega tot ce e posibil de negat vreodată. Pentru că doi este antiteza, dar nu antiteza pur și simplu. Că noi totdeauna au existat oameni care negau ceva. Acum e antiteza în formă absolută. 2 și 0, adică antiteza în formă absolută. Și toți oamenii parcă vor fi posedați, să spunem așa,
de un duh, de un spirit al vremurilor, cum ar fi spus, care se cuibărește în ei, de acolo se hrănește și cu energia lor, am putea spune, și toți caută să nege ceva. Bine, e foarte bine când negăm ceva, ci înainte de asta știm foarte bine. Problema este că oamenii astăzi neagă și ceea ce nu cunosc. De exemplu, dacă omul cunoaște că 1 plus 1 este egal cu 2, poate să nege. Să spun, bă, facem o antiteză. E, uite, în unele situații, 1 plus 1 nu e egal chiar cu 2. Poate să fie 1 cu 1 egal cu 3. Uite, eu și iubita mea, eu 1 și ea 1. Ne-am unit, dar împreună am apărut deja 3. Așa, adică apare și un copil. Interacțiunea, adică rezultatul interacțiunii noastre. Ei, oamenii, în perioada asta de timp, vor nega și lucrurile pe care nici măcar nu le cunosc și asta se vede foarte clar. Chiar și în postările și postările mai ales și comentariile care le oamenii le fac pe Facebook. Adică oamenii se apucă să comenteze inclusiv lucruri și intră în ceartă, în tensiuni pe care nici măcar nu le cunosc. Adică nu le cunosc. Înainte, uite, de exemplu, în 1700 nu era așa ceva. Înainte oamenii aveau un foarte mare respect de cei care știu ceva și îi ascultau. Stând în liniște, și în, adică nici măcar ne punând întrebări ca nu cumva să-l perturbeze pe cel care vorbește. Adică era, oamenii se închinau și puteau pălăria în fața oamenilor care ceva cunoșteau. Nu contează ce, dar erau cu scaun sau cu carte la cap. Astăzi, cel care are cel mai puțină carte și scaun la cap, îmi spune, va fi cel mai vehement va acționa din partea antitezei ca și cum într-o formă cei mai, în forma cei mai vehementă. Da, într-adevăr, dacă doi oameni, de exemplu, doi fizicieni, care amândoi cunosc o teorie foarte bine sau un sistem, unul poate să vină să pronunță o teorie oricare și altul poate să vină să ionege sau să îi creeze o antiteză sau să o critici. Dar dacă nu cunoști sistemul, nu cunoști obiectul discuției, atunci de ce te bagi? Doar așa ca să negăm, doar așa ca să fiu așa. Ca să... Nevoia de atenție, poate. Bine, astăzi planeta toată are nevoie de foarte multă atenție, numai că nimeni nu specifică ce tip de atenție. Știi? Ce tip de atenție? La ce se referă atenția? Este un banc pe tema asta, dar nu o să-l povestesc acum aici. Cam asta este. Și atunci, în perioada 2000, vom avea de parcurs o perioadă foarte, foarte zbuciumată, așa. Ea se va manifesta și în fenomenele meteorologice. Adică, de exemplu, anul ăsta vom vedea temperaturi, furtuni, uragane, vârtejuri sau tornade, pe care, chiar și pe teritoriul României, nemai văzute până acum. Vor apare o serie întreagă de fenomene tectonice tot așa, adică ele au apărut, dar se vor manifesta cu mult mai multă putere, cum ar fi, ce știu eu, tot felul de revărsări, tot felul de tsunami, tot felul de fisuri a scoarței terestre, în așa măsură încât, de exemplu, cu greu ne gândim cum am putea crea un pod de pe o margine a fisurii pe altă margine, adică vor fi pur și simplu locuri în care pământul se va separa în două, așa, va duce o fisură imensă. La mediu va apare o serie întreagă de lucruri din punctul ăsta de. Adică este un an al contradicțiilor și vom întâlni oameni, inclusiv politici, care astăzi spun una și mâine vor spune ceva absolut diferit decât o spus ieri. Adică să neagă pe el însuși, își neagă propria proveniență, își neagă propria teorie, își neagă propriile sale cuvinte. Și asta va duce către, spunem așa, o talmeș-balmeș, inclusiv în politică, inclusiv în sfera financiară. Dar zero nu înseamnă numai rău, pentru că prin zero, ca printr-un portal, uite așa, știi, ceva ne vine, dar ceva pleacă. Dar nu știi ce vine și nu știi ce pleacă. Evident. Și chiar dacă știi ce vine, nu știi cu ce vom plăti, adică ce va pleca. Asta este o lege. De la noi ceva va pleca pe măsură, ci la noi ceva va veni în aceeași măsură. De exemplu, uite, a venit COVID-ul, de exemplu. Nu? A venit. De la noi ceva va pleca. Din câte se vede, pleacă bunăstarea materială. Adică va pleca nivelul bunăstării materiale cunoscut de către astăzi pe toți. Adică cumva coronavirusul ăsta, noi îl plătim cu bani.
apoi va veni, spunem, agresivitate socială, de exemplu, sărăcie. Dar va pleca de la noi ceva totuși, liniștea, va pleca fosta filosofie față de viață, vom învăța să trăim mai sărac, oamenii cândva bogați vor deveni cumva, spunem, medii, pătura medie a societății, iar oamenii care erau în pătura medie a societății, care la noi în țară este foarte una, foarte subțire, vor deveni săraci. Iar săracii care trăiau până acum la nivelul de minim de subzistență, subzistență al coșului zilnic, vă dați seama, îți dai seama cum vor deveni ei, la ce nivel se vor. Și aici vor începe să apare doi, separațiile. Adică se vor inclaviza societățile, unii vor fi într-un fel, alții vor fi altfel. Lipsa locurilor de muncă, nici voia de a hrăni familia, se vor face tot felul de clanuri, tot felul de... Exact ne aflăm ca în perioada, știi, când se formau bolșevicii, mincevicii, eserii, armata țaristă și aia. Adică, uite, să zicem de exemplu, cam așa, ca un exemplu. S-a oprit lumina, curentul electric. Nu, trebuie să-ți faci foc, trebuie să te duci în pădure, dar acolo te așteaptă alții șapte băieți cu topoarele, care deja au pus stăpânire pe pădurea lor. Și spune, te vrei lemn, îmi dai nouă ceva, dar ce ești capabil să-mi dai? Păi nu știu, bani, nu am nevoie cu banii ăștia, știi? Am nevoie de altceva. Și asta, probabil o să vină timpul când o să plătim taxă de trecere dintr-un oraș în altul, la... știu, sau taxă de protecție, sau nu știu ce. Toate lucrurile... Sperăm că nu. Noi totdeauna am sperat că nu. Problema este că a spera nu este suficient. Trebuie să ne apucăm de pe acum, văzând ce se întâmplă în Statele Unite Americii și în alte aia, și să acționăm preventiv și foarte ferm. Pentru că dacă lăsăm lucrurile să apară, prevenția este mult mai puțin costisitoare și mai benefică. Dacă lăsăm lucrurile să apară, până la un anumit nivel de structurare, fizică, civilă, umenească, așa, grupări, tot așa mai departe, de grupări de interes, atunci va fi foarte greu de a le stăpâni. Va trebui doar să hotărăști în ce grupare socială vrei să te bagi. Da. Uite, întreabă cineva un lucru foarte interesant, o întrebare foarte des întâlnită. Cum sunt copiii după 2000? Pentru că e diferența, e generația lui 1 și generația lui 2 până la urmă. Da, dacă vorbim așa în totalitate, 2000 de ani, din perioada în care am noi numărat așa, și din care a intrat calendarul respectiv în conștiința noastră, că noi foloseam încă anii, uite, Ștefan cel Mare semna documentele lui cu anul 7400 și nu știu cât acolo, vară, miercuri. Așa, vară, ce știu, iunie, miercuri, de exemplu, așa semna. Cu ani, cu celălalt calendar, adică cu calendarul de la crearea 7000 și ceva de ani, de la crearea păcii în orașul stelar. Dar noi folosim acum calendarul 1900, adică 2000, de la nașterea lui Hristos, cum a spus, de acolo am început. Și atunci, toți cei care au trăit până în 1999 au fost o civilizație care au durat 2000 de ani, în care eu, propria personalitate, era foarte importantă. Însăși cosmosul, sistemul numerologic, crea oameni cu individualități puternice. Adică oameni care puteau de sine stătător să facă ceva. El, uite, fără școală, fără facultate, s-a apucat și studia. În același timp, în istoria cunoaște, în același timp el era, ce știu eu, măcelar, de exemplu, dar în timpul liber el studia, nu știu ce, și-a inventat nu știu ce pe lume. Fără facultăți, fără nu știu, au descoperit cam tot ce se poate descoperi. De unul singur. Și accentul cădea pe individualitate. După 2000 s-a terminat cu individualitatea. După 2000 este important noi. Adică tu de unul singur nu se mai poți face nimic. Va fi important să faci cu cineva în echipă. Putem spune asta, dar de ce? Nu cumva nu ne ajunge minte de unul singur? Nu. Din cauza că am împărțit sistemul și omul în atâtea mii și mii de bucățele, încât degeaba ești doctor, ești medic, oftalmolog, dar tu n-ai nicio percepere de ce se întâmplă în restul corpului. Și ca să te poți pricepe, trebuie să, și ca să înțelegi cum funcționează ochiul, trebuie să te împrietenești cu cel care se ocupă de sistemul urinar, de exemplu, de rinichi.
Dar rinichii nu funcționează de capul lor, ei sunt conectați cu inima și atunci trebuie să fim cu o cardiolog. Adică ca să adunăm holistic omul ca pe puzzle înapoi, trebuie să ne împrietenim și să lucrăm între noi toți ca să înțelegem cum funcționează corpul uman în mod general. Înainte, un singur om știa toate lucrurile astea. De ce? Pentru că științele erau, în 1900, erau adunate într-un punct, adică într-un principiu. Oamenii cunoșteau principiul și indiferent că l-a prins la organul ăla sau la organul sau la el altul, toată informația o aveau în formă de imagine, adică oamenii gândeau în imagine, că când spuneau ceva, ei în capul lor vedeau un filmuleț despre orice. Acum, gândire spațială, am putea spune. Gândirea spațială sau gândirea în imagine, adică în spatele fiecărui cuvânt ei vedeau ceva. Noi astăzi vorbim cuvinte goale, fără ca în spatele lor să vedem ceva, adică sunt cuvinte fără chip. Adică gândim fără să vedem ce gândim și vorbim fără să gândim. De aceea, cei mai buni profesori, de exemplu, astăzi, sunt cei care când vorbesc, parcă și vezi ce vorbesc ei. Cei mai proști profesori, spunem așa, mai puțin cu performanță, spun. Sunt profesorii care exprimă tot așa, ca inteligență artificială, așa cumva exprimă. O redare. Rece, informația neîncărcată cu emoții, cu culoare, cu exemple, cu imagini și atunci aproape că la orele lui ești ador. Pentru că informația este dată rece. Fără emoție, practic. Fără emoție. Fără a-i se spune ceva, fără a-i se transmite ceva. Fără a putea vedea despre ce el vorbește. Eu uite, în trecut, oamenii când vorbeau despre orice, până în 2000, ei când vorbeau despre orice n-ar fi, ei vorbeau în principii. Dar acum noi vorbim în detalii. Oftalmologul cu detaliile lui și nu ține cont de rinichi. El încearcă să tratează ochii, de parcă ochii n-ar avea treabă cu rinichii. Dar de multe ori poate că nu trebuie să facem la ochi nimic, nici măcar ochelari, nici măcar picături. Poate trebuie să activăm puțin rinichii sau suprarenali. Dar el nu știe de lucrul ăsta, pentru că el s-a specializat numai pe ochi. Și apropo, deja sunt specialist pe ochiul drept și specialist pe ochiul stâng. Ne desparte în bucățele. Exact. Așa a împărțit omul între atâtea multe bucățele, încât fiecare ține de bucățica lui și gata să intervină pe bucățica lui, fără să țină cont de toate celelalte. De aia, uite, tocmai din cauza asta nu sunt de acord cu... Sunt de acord, totdeauna am fost de acord, pentru că am studiat medicină, slavă Domnului, măcar la nivelul general, fără a dezvolta o, adică fără a mă specializa într-un domeniu anume. Dar așa mi s-a întâmplat în viață, încât a trebuit să termin școala medicală. Și atunci, luăm... Ei, adică fiecare gata să intervină pe bucățica lui, fără să țină cont de toate celelalte elemente. Și atunci, când se întâmplă lucrul ăsta, devine o catastrofă. Sunt total de acord cu vaccinarea. Vaccinarea a contribuit la dezvoltarea civilizației umane și a sănătății publice, spunem așa, într-o măsură foarte mare. Oamenii care au inventat tot felul de vaccinuri nu sunt niște... spunem așa, nebun. Au avut un scop precis și au știut exact ce fac. Numai că oamenii ăia gândeau altfel decât acum. Pur și simplu. Dacă citim pur și simplu cărțile, uite românești de medicină, de pe vremea lui Ceaușescu, o să zic că înțelegeți din ele mult mai multe decât între astea moderne. Pentru că sistemul medical înainte, în general, era mai național cumva. Adică oamenii încercau să învețe medicii lor pentru ei. Erau granițele închise. Acum învață unii de la alții după nu știu ce manuale și la un moment dat îi termină medicina, dar nu știu aproape nimic despre om. Înainte, o băbuță știa de la țară, știa mai multe lucruri în mod ezoteric despre corpul și sănătatea umană. Și știa să trateze omul cu o difilte ierbă, știa clar care-i plantă, decât astăzi știu medicii despre om. Și din cauza asta nu sunt de acord cu vaccinarea totală, cu pe toți deodată, în oricum, în orice condiție, în orice situație. Nu, domnule, fiecare om este absolut individual. Unii dintre oameni se află în diferite faze, să spunem, numerologice chiar. Adică se află în perioada jumătate de an până la ziua lui de naștere sau jumătate de an de după ziua lui de naștere. Structura lui psihică și imunitară este total diferită. Jumătate de an ce se îndepărtează de la ziua de naștere și următoarea jumătate de an ce se apropie de următoarea ziua de naștere. Sunt structurile total diferite.
aia poți să o pățești. Adică același vaccin poți să-ți facă rău și orice altceva poți să-ți facă rău. Un stres, un șoc, până jumătate de an de la ziua de naștere, îndepărtându-ne de la ziua de naștere, sistemul psihic este mult mai puternic, apropiindu-ne jumătate de an de următoarea zi de naștere, sistemul energetic nostru scade. Performanța sportivului tot scade, concentrarea sportivului tot scade, adică totul se duce în scădere, pentru că uite așa, e creștere, creștere jumătate de an, apoi descreștere, descreștere jumătate de an și când ne apropiem de ziua de naștere, sunt cea mai periculoasă perioadă din viața omului. În jurul zilelor de naștere se produc accidente, se produc boli, se produc tot felul de lucruri, plus minus o lună, în jurul zilei de naștere. Sunt cele mai periculoase. Și numerologia asta ne arată foarte clar și de ce asta sunt. Și ne arată și perioadele exacte ale fiecăruia, exact în funcție de data de naștere. Așa că dacă a fiecărui om, și atunci dacă luăm așa, atunci da, vaccinăm oamenii, dar fiecare în mod diferit, în fază diferită. Nu așa îi luăm și îi fugărim, așa mergem, biciuim pe toți ca pe oi într-o stână și începem să trecem printr-o poartă, acolo îi mulg, dar acolo le mulg pe oi, dar aici îi vaccinează. La ieșire trebuie să fie vaccinat. A intrat, așa, e total greșit. Asta poate să facem mai mult rău decât bine. Fiecare om trebuie consiliat, consultat, măsurat, verificat și nu, pe urmă poate că vaccinat, dar în perioada cea mai bună a lui, în care vaccinul ăsta o să-i facă bine, nu rău. Și uite, numerologia, chiar și la lucrurile astea, numerologii putem calcula perioadele de criză a unui om. De criză emoțională, criză, spunem așa, de criză psihică, adică când sistemul lui psihic este minim, imunitară, de acțiuni fizice, adică când poți păți tot felul de traume fizice. Ele pot fi calculate de la an la an. Și putem să știm până la zi când este acea zi în care poți primi o traumă, spunem așa, fizică. Dacă cei care cunosc numerologia pot să-și facă lor astfel de calcule, dar pe urmă pot să duc în viața unui om care deja îi cunosc bine biografia, de exemplu, mama, tata, sfârșit, care au mai mulți ani în viața asta. Și cunoscându-le numerologic, poți să vezi retroactiv, să vezi, uite, domnule, formula este asta, la mama așa s-a întâmplat, formula este asta și la tata s-a întâmplat așa. Adică la doi s-a întâmplat după calcule. De ce nu o să se întâmple după calcule? Pot eu face ceva ca să nu se întâmple după calcule? Poți. Dar atunci vă trebuie factura să o plătești prin altceva. Nu vrei să-ți rup piciorul, vă trebuie să, nu știu, să, ce știu, să pierzi vreo 3.000 de euro, de exemplu. Și atunci da. Acum știi cum e, cum spuneai tu, ajungi la intersecție, mergi la dreapta, pierzi capul, mergi la stânga, pierzi sabia și exact. Ceva trebuie să pierzi, dar totuși cred eu că este mai bine când știi ce, adică cumva ai o putere de a alege ce să pierzi. Evident, când omul este conștient de propria lui viață, când își cunoaște formula numerologică proprie, când își cunoaște destinul, muntele către care trebuie să meargă și care de fapt îl așteaptă, fără să îmblă în bălării pe alți munți pe care nu se ridice niciodată, muntele Olimpului tău, cum ar fi, 80% din populație toată viața îmblă de pe un munte pe altă, nereușind să ajungă nici la unul în vârf. Dar cel mai ușor să ajungi în vârful muntelui este numai dacă mergi către muntele destinului tău. Și atunci, cunoscând lucrurile astea, poți să alegi. Că viața spune totdeauna alegere. E cam poveste. Ai ajuns la piatra respectivă și începi drumul să desparte în trei. Și pe piatra scrie, te duci la dreapta, pierzi capul, te duci înainte, pierzi sabia, te duci în stânga, pierzi, calul. Hotărăște repede ce vrei să pierzi. Cât de câștigat, nu știu dacă ai să ajungi tu în partea și o să-l învingi pe dragonul cu trei capete. Când noi se între cu el în bătălie, dar de pierdut acum trebuie să pierzi ceva. Ei, problema oamenilor este că ei vor permanent să câștige fără ca să pierdă nimic. Și atunci ei se concentrează pe câștig, în loc să se concentreze prima dată, bun, ok, eu vreau să ajung milionar, cu ce vreau să plătesc? Uite, da. O să ajung milionar, dar o să-mi pierd familia. Ok, sunt de acord. Păi, dar nu vreau așa ceva. Nu, ok, ai altfel. Uite, ai ajuns milionar, dar o să rămâi fără un picior. De la genunchi jos, nu o să mai... Păi, dar nici așa nu vreau. Ok, atunci uite așa, o să fii milionar, dar o să-ți moară copilul.
Păi nici așa, băi, hotărăște că n-ai cum. N-ai cum să ajungi milionar fără ca să nu plătești cu ceva. N-ai cum să ajungi om de știință sus, acolo undeva, premiu Nobel, fără ca să plătești ceva. N-ai cum să ajungi genial, geniu în general, fără ca să plătești. De aia și mă uit în viața geniilor și nu știu, asta este un dar sau un blestem. Mi se pare că e mai degrabă că e un blestem, că dacă ne uităm la viața oamenilor geniali pe care i-a am reușit să-i cunoaștem, adică au ieșit la suprafață și am cunoscut, eu zic că e o viață destul de chinuitoare. Nu știu dacă asta este dar dumnezeiesc. Adică, sau dacă este Da. dar, este atât de scump darul ăsta, încât pentru el trebuie să plătești ceva, încât plata pare mai degrabă blestem. Da, din păcate, da. Ei, dar oamenii toți vor să fie geniali în ceva, dar nu vor să plătească cu nimic. Ei, numerologia ne arată că așa ceva nu-i posibil în nici într-un fel. Pentru că e matematică, nu-i posibil să faci tu 4 ca să ajungi la 8, uite, tu ești 4. Ca să ajungi la 8 îți trebuie plus ceva. Nu contează, plus ce vrei tu, plus 2, plus 2, plus 2, sau plus 3 și 1, plus 5, nu, 5 n-are cum ca să ajungi la 9 plus, adică ceva trebuie să plătești. Numerologia ne arată foarte clar când și unde și care este plata. Și tu poți să ce? Îi găsești în echivalentul. Nu vreau așa, dar vreau așa. Adică în loc să plătesc cu dolari, plătesc cu Monedă de euro. schimb, da. Da, cu monedă oricare de schimb. Nu vreau să plătesc nici cu euro, plătesc cu lei românești. E altă formă de suferință sau altă formă de tensiune, dar cu ceva trebuie să plătești. Tocmai de aia și să știe că nu există faptă fără răsplată sau fără plată. Doar că unele fapte, numerologia deja știi, ne arată, unele facturi în viața noastră vin zilnic. Puteți să verificați asta, de exemplu, când avem de-a face cu electronii, plata este instantanee. Adică cu lumea electronilor, plata este instantanee. Că bagă de ești în priză și o să vezi cum de 50 de ori pe secundă își o iei. Că Da. atât e, 50 de herți pe secundă, adică 50 de ori o să-ți iei factura. Și dacă ții de ești în priză 3 secunde, o să-ți iei de 100, deci gândește, 150 de, adică numărul lor adunăm și o să fie câte lovituri îi spățești. Dacă avem de-a face cu lumea atomilor, acum factura devine nu instantaneu, vine într-o cumulativă, adică ea se acumulează, se acumulează și o primește odată pe an, de exemplu. Sunt facturi pe care le plătim pe puncte, adică știi, nici pe ani, nu ține de timp. Sunt facturi care țin de timp, să spunem așa, facturi. Adică le primești odată pe an, cam în jurul zilei tale din astea. Sunt facturi care le plătim tot în timp, dar le primim cam atunci când vârsta noastră coincide cu vibrația noastră. Adică dacă eu sunt născut în 2, atunci înseamnă că la 2 ani, la 11 ani, la 20 de ani și tot așa, tot ce e egal cu 2, primești factura, asta sunt facturi în timp. Dar sunt facturi care nu le plătim în timp, le plătim pe puncte. Adică cum ai acumulat 1000 de puncte, bancul a venit factura. Și o plătești pe toată deodată, ca să nu deranjezi nici cerurile așa pentru fiecare mărunță și tot se deranjează cerurile. Lasă-le acolo, acumulează-le, în jură tot atâtea puncte și când ai înjurat de atâtea puncte, plătești toate înjurăturile deodată. Ele De aia sunt... se poate spune că când vin grămadă, sau cum se spune, că nu, când vin toate deodată, știi, când Da, necaz nu vine pentru că singur. asta nu vine niciodată singur. Și de aia se poate întâmpla, uite, la vârsta de exemplu, dacă ești născut în data de 2, la vârsta de 20 de ani, îți vine factura care se plătește în timp, adică condiția este timpul, și peste ea, mai, taman atunci, ai mai acumulat cele alea mie de puncte. Și pentru a-ți mai vine o factură suplimentară peste acela, atunci viața devine într-adevăr grea. Dar dacă știi numerologie, știi din timp la ce te aștepți într-o anumită perioadă de timp. Știi ce ai de făcut într-un an, ce trebuie să te concentrezi. Că așa a venit timpul tău. Timpul tău, ora ta, clasa ta, e ca și cum, uite, anul ăsta eu sunt la fizică. Păi fizică trebuie să fac nu altcineva. Altcineva, în același an, este la matematică, el trebuie să se ocupe de matematica vieții, altul este la chimie, trebuie să se ocupe de chimismul oamenilor, trebuie să se ocupe de chimismul lui cu restul lumii, în general. Altul este la ce știu, la geografie. Și atunci el trebuie să studieze, nu știu ce acolo, geografia corpului său, să spunem așa, și altora, trebuie să are nevoie de apropiere fizică față de alți oameni, vrea să experimenteze. Pe lângă asta, un om poate să fie în anul ăsta, într-un an de lucrare interioară, adică meditativă, în interiorul lui trebuie să producă niște efecte și ce e afară, asta e secundar. Dar alt om poate să fie
Dimpotrivă, manifestăm energia noastră spre afară. Facem orice, cât mai multe spre afară, iar ceea ce este în interior, munca, asta este secundar. O să o facem când avem timp, altă dată, când îți vine timpul pentru. O să stăm, o să medităm, mamă, ce am făcut eu, trebuie să-mi iert păcătile, trebuie să mă mai rogă. Și nu stăm toată ziua bună ziua și ne rugăm, că nici ele nu prind tot timpul. Este zi de aruncat, este zi, spunem, ani chiar, perioade de timp de aruncat pietre, este perioada de timp de adunat pietre, este perioada de timp când cineva va arunca pietrele în tine și trebuie să te pregătești pentru perioada asta. Este timp când tu vei arunca pietre în altele și numai atunci o să-ți dă voie să arunci pietre în alții fără ca să pățești ceva. Adică totul din punct de vedere al vieții este strict matematic. Cine înțelege asta foarte bine, cine nu înțelege lucrul ăsta, atunci va experimenta lucrurile dinainte, de mult, de foarte mult timp cunoscute, de câte strămoșii noștri și împlinite, și vei fi obligat să experimentezi totul pe propria piele, deși nu-i văd rostul, pentru că strămoșii noștri toate lucrurile astea le-au descoperit de mult. Numai noi avem impresia că strămoșii noștri, dacă nu aveau iPhone sau altceva, însă nu erau mai proști, nici pe departe. Noi suntem mai proști, pentru că nu știm să mai facem nu știu ce decât cu ajutorul telefonului sau calculatorului. Înainte, strămoșii noștri făceau operațiuni în cap. Operațiuni matematice destul de complexe, le făceau în minte, vedeau ce gândeau. Dacă nu cu foaia și cu pixul și tot era mai... și făceau mai repede calcule și mai exacte decât astăzi le faci pe calculator, că dacă ai încurcat cumva și n-ai apăsat pe o cifră, știi? S-a dus calculul. Ai dat în păcate, adică ai dat în erori, adică ai dat de dracu. Uite, întreabă lumea apropo de suferință. De ce trebuie tot timpul să plătim cu suferința? Dar cu ce vreți să plătiți? Adică dacă Dumnezeu vă face prostie, duci și omori un om, de exemplu, omori un animal, înjuri toată ziua, bei ca nebunul, fumezi la fel și pentru asta Dumnezeu sau Universul te-ar plăti cu satisfacție și plăceri, atunci tu nu ți-ai dat seama că asta e eroare și ai insista în prostie aia mai mult. Și în cele din urmă ce ai fi? Adică gândește așa, cum ar fi să-mi dau cu ciocanul peste degete și să am un orgasm? Păi atunci să rămâne toți fără degete. Că tot vezi da peste degetele alea până când mai multe orgasme, mai multe, să rămâne fără degete. Dar așa tocmai de aia, când te lovește, doare ca să te oprească. Să-ți dai seama că acțiunea respectivă nu este una constructivă, ci destructivă. Și dacă ai primit suferință, înseamnă că acționezi în eroare, adică în greșeală, persiști în greșeală. În greșeală însemnând în păcat. Adică ești un om păcătos. Ce faci păcătos? Greșit, adică acționezi în greșeală. Și dacă acționăm în greșeală, dacă ar fi altfel, atunci știi care e chestia? A face un rău social oricare, n-ar veni plata ca suferință, ci ca bucurie, ca orgasm, așa cumva. Păi ne-am apucat toți, ne dăm în cap unii la alții, să furăm unii de la alții, să ne omorâm unii pe alții, să facem cât mai multe rele pentru că satisfacții de la asta vin. Sunt unii oameni care au o fel de satisfacție sadică, dar ei sunt oameni cu probleme psihologice sau chiar psihice, psihopați de tot felul. La ei s-au dat sistemele undeva peste cap. Nu înseamnă că lor le produce real o satisfacție. La ei, pur și simplu, polaritățile s-au modificat, dar el oricum în adâncul lui știe ce este binele, frumosul, eticul și esteticul și ce este urâtul. Numai că lui provoacă, polaritatea schimbându-se, lui provoacă, spunem așa, o oricare plăcere în a chinui pe altcineva. Dar în adâncul, la nivel mental, dar la nivel sufletește, el oricum știe că ceea ce face nu este bine, nu este agreat, nu este plăcut lumii și deci nici lui Dumnezeu. Da, uite, o întrebare interesantă apropo de partea asta de numerologie. Întreabă cineva când se suprapune ziua de naștere cu anii pe care îi faci. Uite, de exemplu, ești născut în 21, o lună, da. 21 ianuarie și faci 21 de ani. Se întâmplă, în afară că e o singură dată în viață când se suprapune, are o oarecare valoare? Sunt mai multe lucruri la care ar trebui să fim atenți acolo? Păi este o vârstă, are foarte mare importanță. Atunci când ziua de naștere coincide cu vârsta. Deci sunt născut în 15 și am 15 ani. Exact. Taman acolo o să împlinesc 15 ani. Sau născut în data 24 și taman acum anul ăsta împlinesc 24 de ani. Este exact. O vârstă critică și radicală. De obicei, în perioada asta de timp, la vârstele astea, omul este lovit, așa cum a fi spus, de tren. Putem să spunem așa.
Și ori îl accelerează foarte mult în direcția în care el se pornea, dar mergea leneș, ori îl izbește atât de tare încât îl trezește pe margine undeva și de acolo va trebui să-și caute cu tot o altă cale. Nu contează că îl lovește și îl duce în dreapta sau sare în stânga, că e ferat așa. Dar efectiv situația este ca și cum te-ai lovit trenul din spate. Și dacă ai nimerit pe partea stângă, atunci, sau partea dreaptă, trebuie să-ți cauți-o cu totul altă un traseu. Pentru că ce ai făcut până acum, nu erai pe drumul tău. Și acum nu erai pe treaba ta. Și dacă te-o prins perioada asta timp și tu nu ești real pe treaba ta, nu mergi către direcția ta, nu îți împlinești predestinările tale, adică abilitățile, capacitățile psihofizice, genetice cu care te-ai născut, ele sunt bune pentru ceva, pentru a merge undeva, dar tu mergi total opus, adică într-un cu totul alt sens. Atunci te va lovi viața atât de puternic, spunem, prin diferite mecanisme, inclusiv și accidente, cât fizice, cât de sănătate sau de relații, sau ce, vor întâmpla lucruri care pur și simplu te vor arunca în cu totul altă dimensiune și de acolo va trebui să-ți începi a ambla pe drumurile tale, pe căile tale, că înseamnă până atunci ai fost pe căi străine. Cu cât e mai apropiată vârsta, cu atât lovitura este mai mică. Adică, de exemplu, ești data de 2 și ai 20 de ani. Dar dacă, de exemplu, ai născut în data de 31 și vârsta e de 31 de ani, vezi, atunci lovitura este mai puternică. De ce? Pentru că de la 0 până la 31 de ani tu ai apucat să faci mai multe bălării prin templu de mai mulți ciulini decât unul până la 20. Da. Dar ești născut în data de 11. Da, și ești născut în data de 11 și tăman vârsta de 11 ani. O fi făcut adolescentul până la 11 ani destule. Dar n-are cum să facă, pur și simplu prin experiența vieții, n-are și traseul vieții, și timpul vieții, n-are cum să acumuleze atâtea de multe bălării decât dacă chiar nu s-a străcat cu tot, o să înțelegi. Dacă nu luat un bălării rău de tot. În comparație cu ăsta care are 30 de ani. Uite, până la 30 de ani, el născut data 30 și până la 30 de ani, viața lui cumva merge. Dar după care, pac, îl pocnește odată și el se lasă de aviație într-o singură zi, așa e vine, sau de medicină și se apucă să fie, nu știu, cofetar. Și în 2 ani de zile ajunge unul dintre cei mai cunoscuți cofetari în Europa, unul dintre cei care este plătit cu 80.000 de euro ca să vină la Paris să facă la nu știu ce simpozion 3 zile ciocolățele lui și după care pleacă. Dar până atunci era aviator. Nici o legătură cu cofetăria, cu aviația. Și apropo, era unul dintre cei mai buni deja ajunge să fie aviator. Caz real. Da. Să înțeleg că dacă la 30 de ani, pentru că eu deja am trecut, sunt pe 30 și am trecut de 30 de ani, nu mi s-a întâmplat nimic radical. Sunt pe calea care trebuie? Probabil e o întrebare care mulți o au. Ok, dacă am trecut și la vârsta aceea nu s-a întâmplat nimic care dacă să te întoarcă. Acum ai făcut numerologie, n-aveai cum să nu înțelegi. Eu nu întreb pentru mine, întreb da. Pentru ceilalți. Da, am înțeles, dar dacă, de ce spun ții? Pentru tine ar trebui să fie lucruri deja mai, n-ai pățit nimic, înseamnă că ai reușit. Da. Eu știu de ce n-am pățit nimic, dar ceilalți care... Dacă n-au pățit nimic, înseamnă că și ei, spunem așa, au avut un oricare noroc din cauza educației, moștenirii, ce știu, ascultatului, urmat pe cineva sfaturi. Și asta e pe bășbâite, adică nu știi de ce, doar dintr-un noroc, urmat, ghidat de ceva sau de cineva, sau de propria lui intuiție, sau de propria lui posibilități, capacități, abilități și performanță, mânat fiind omul într-o pe o linie oricare vieții, care coincide cu linia destinului lui, cu muntele împlinirii sale. Și atunci n-are ce să pățească niciodată, adică cum să vă spun... Tu n-ai ce să pățești vreodată ca scufițe roșii ce ești dacă nu te duci în pădure. Dacă te duci în pădure și te întâlnești cu urs, lupul și atunci trebuie să știi că poți să o pățești. Dar cum să acționezi ca să nu pățești? Asta trebuia deja să dezvolți înainte, capacitatea de a vorbi cu lupul, de a înțelege cu lupul și tot așa mai departe. Da. Deci, dacă ați nimerit, ar fi bine să începeți să descoperiți numerologia, că poate a doua oară nu mai nimeriți pe... Nu vă mai e norocul de partea voastră să nimeriți pe aceeași cale. Da, deoarece ulciorul nu merge de multe ori la râu și odată se poate întâmpla din noroc să eviți un obstacol destul de sofisticat
să spunem așa, numerologic vizibil și cumva dintr-un noroc l-a evitat. Altă dată, poate iarăși cumva unul mai mare sau mai mic, dar asta ulcerul nu merge de multe ori la rău și odată se poate întâmpla să le recuperezi pe toate celelalte. Și asta e foarte greu. Eu prefer, de exemplu, așa. Și eu prefer să primesc de la univers fiecare zi câte un bobărnac, câte o castană, cum spune, în cap, în minte, în suflet, în corp undeva, ca să mă corectez. Decât să le lăs pe toate așa cumva, să le evit, printr-un oricare noroc, și să le lăs pe toate să adune într-o, știi, toată forța lor energetică, kinetică, să adune într-o lovitură, pang, să mă strivească ca pe muscă, de exemplu. Prefer în fiecare zi să iau câte unul decât să le amân cumva. Din cauza asta, eu personal nu aștept ca să vină necazul la mine. Chiar în timpul zilei mă duc eu la necaz. Nu aștept să vină moartea la mine. Chiar în timpul zilei mă duc eu la moarte. Da, la moarte, în sensul de relaxare foarte profundă, aproape că mor. Nu aștept să vină, nu știu ce, probleme de rezolvat la mine, problema la mine. Mă duc eu la problemă. Și când ea e atâta, că dacă o lăs și eu o să devin atâta, s-ar putea să nu mă duc în mintea să o rezolv. Așa că de problema mică mă duc eu direct la ea și încercăm, negociem, rezolv acolo. Știi? E mult mai ușor să rezolvi o problemă mică. Prevenție, cum spun mulții. Prevenție, spunem așa, numerologică sau prevenție ciclică a ciclicității evenimentelor și faptelor noastre. Interiorul corpului nostru, de la neuroni, unde tot timpul se întâmplă polarizare, depolarizare, depolarizare, tot așa circulă gândurile. Plus, aici era plus, minus, plus, plus, minus, tot timpul așa în organism, se întâmplă o ciclicitate peste. Sunt cicluri de nano, de secunde, de sutim, de miim de secunde, sunt cicluri de ore, de exemplu, organele. Odată la două ore, organul preia funcția, o duce la maximum și încet o cedează altul. După două ore vine stomacul și dirijează cu sănătatea. Încă după două ore, stomacul predă stafeta suprarenalilor. Suprarenalii iau pe intestinul gros și duce sănătatea noastră. Uite așa, de la două ore, adică o oră în creștere și o oră în descreștere, predarea ștafetei altui organ. Deci sănătatea noastră în timpul unei zile depinde de toate cele cinci fecioare bune și cele cinci fecioare proaste. Apoi dacă ele sunt proaste și așa, și dacă totuși mai faci și niște prostii, atunci chiar poți să-ți distrugi sănătatea. Că de aia sunt cinci fecioare bune, cu uleiul un candelă totdeauna și cu făclia care arde și cinci fecioare proaste care nu, care n-au ulei în candelă și pe care Hristos nu le-a primit la nunta lor. Țineți, dacă țineți minte, acolo nu se vorbește, nu credeți vreodată că chiar au venit cinci fete care aveau, cinci fete care nu aveau o lampă, ulei în lampă și asta este un mecanism de a vedea, adică o formă de a transmite informațiile ca omul să poată vedea real cam cum se întâmplă lucrurile, dar acolo merge vorba despre organele interne ale noastre, metaforic descris, așa ca oamenii să le placă imaginea și o poată transmite de la unii la alții. În speranța că să vă găsi unul ca mine, ca tine, ca aia care vă însemna, înțelege ce înseamnă cinci fecioare bune, cinci fecioare rele. Ele se găsesc în organismul nostru, se găsesc în electrotehnică, se găsesc peste tot. Ele sunt peste tot unde există un sistem oricare, ele există. Cinci fecioare principiul bune. Lor. Da, e principiul lor, el există peste tot. Da. Uite, cinci fecioare bune sunt și în alchimia elementelor, de exemplu. Când ele se dezvoltă într-un anumit fel, se întrețin reciproc cinci fecioare bune. Când ele funcționează invers așa, ele sunt cinci fecioare proaste. Adică pământ, apă, foc, copac, metal și tot, știți? Steaua alchimică chineză. Da. Uite, o întrebare care arde și tot arde și nu ne lasă în pace. Lumea întreabă pe Facebook despre această pandemie, dacă numerologic putem să spunem când va fi gata. Sau dacă va fi gata. În sensul real al cuvântului, nu va fi gata niciodată, pentru că dacă ea se va termina la nivel fizic, ea va continua la nivel psihic. Apoi dacă se va termina la nivel psihic, ea va rămâne în nivelul subconștientului nostru acolo. Nu se termină niciodată. Odată un lucru a apărut, are dreptul la existență și va face tot posibilul ca să supraviețuiască, independent de care este stratul supraviețuirii, nivelul supraviețuirii. Adică va fi după asta generația post-COVID.
Noi acum suntem generația martorii lui COVID, cam așa ceva, martorii lui COVID sau generația COVID. Dar înainte de noi a fost civilizația, știi, câteva luni, uite, două luni înainte, chiar noi eram într-o civilizație pre-COVID. Intuiam că ceva trebuie să se întâmple, că ceva nu se mai poate așa, deci ceva odată trebuie să se întâmple, dar nu știam ce, uite, a venit. Și dacă nu o să ne corectăm, o să mai vină și altele, mai frumoase decât astea. Distracția să avem de aici încolo foarte multe. Din punct de vedere economic, abia prin 2025 am putea să ne gândim când începem ceva, să revenim cam prin anii 2025, va fi cam ceva cum era după criza din 90 ceva, pe 98, nu? Adică prin 2025 o să începem să fim cam ca la nivelul 1998, cam așa ce. În 2008 a fost criza din spate. Da, da. Ultima criză. Ultima, așa, ne-am revenit din ea cât de cât în... Prin 2012-2013, cam așa. Ei, cam așa o să fie în 2020. Este graficul de ciclurilor României ca țară și ne arată nou foarte clar că până în 2050 ceva, noi nu o să putem... Voință prea puțină, da. Da, să ne manifestăm voința în direcția, adică peste soartă sau peste linia sorții, spunem așa. Și atunci o să mergem cum merge viața, cum merge curentul. Toată lumea se duce încolo, ne ducem și noi încolo. Cum, adică nu o să putem face ceva împotriva curentului. O să mergem așa cum vine viața de la sine, într-o matcă oricare, un râu vieții și lucrurile merg undeva, cumva. Chiar dacă înțelegem că direcția în care mergem este proastă, nu o să avem oameni, nu o să avem lideri, populația nu o să înțeleagă și încolo o să mergem. Și o să ne se întâmple toate lucrurile, ce? Pentru că atunci când România a putut să facă ceva, n-a făcut, era prea leneșă, prea ocupată de alte chestii, iar când nu trebuia să facă anumite lucruri, tamam pe ele le-a făcut. Ce nu trebuia să facă? Iarhie cunoscută ideea. România totdeauna se bagă într-o alianță care este pe moarte. În orice alianță noi ne-am băgat, nu am mers mult timp și alianța a murit. Acum ne-am băgat ultima dată în NATO, dar și asta e să fie pe moarte. Ne-am băgat cu America și asta e pe moarte. De câte ori în trecut, spunem, cu ani de zi în urmă, va veni timpul să vedeți, numerologic. Numerologia nu greșește, eu pot greșesc ca interpretare. Poate să nu mă ducă capul să interpretez atât de vast acele lucruri. Dar ca principiu știi. Și le spune că o să vină timpul când în America o să apară revoluție, ca în 17 în Rusia. Un fel de Lenin al lor, un fel, nu știu cum anume va fi asta. A venit Trump. Da. Va apare și la ei bolșevici și menșevici, dar alt formă. Va apare război civil între ei acolo. Acum că asta se vrea sprânge asupra întregului glob sau nu e obligatoriu. Când și revoluția din 17 nu s-a răspândit asupra întregului glob. Dar o parte a globului poate să răspândească, poate să preiei mișcările anarhiste de acolo, poate să dobândească un partid la putere, poate să-și promoveze oamenii lor și tot așa mai departe. Apropo de acest an 2020 și nu numai, lumea întreabă ce pot ei să facă concret pentru a fi mai bine. Și cred că ar fi bine să plecăm de la ideea de frici, să nu aibă frici, pentru că doi, eu știu că e cu fricile destul de mult. Foarte important, dar numai că știi, ai spus foarte bine. Cel mai grav lucru care poate să-i se întâmple omului este să se arunce în râul rapid și cu multe praguri al emoțiilor, afectelor, sentimentelor, trăirilor năprasnice, nejustificate, adică frici nejustificate, adică chiar fobii. Ei ați văzut ce se întâmplă în COVID, în perioada respectivă. Nu e nimic mai periculos decât să iei o informație oricare, să o încarci emoțional, să o promovezi prin radio, televiziune, dar astea prin esență sunt structuri emoționale. Acolo lucrează oameni foarte emoționale, așa, se întâmplă, ce se întâmplă, Doamne, ce se întâmplă, să murim toți, promovează, fac vărătul, cu oamenii să mă lipsesc cu niște contagiuni psihică, să mă lipsesc cu emoția respectivă și nu mai gândesc grav în la cap. Nu contează că ești guvernator, că ești om de rând sau ești membru unui tată, soț sau ceva. Pur și simplu, emoțiile te duc în cu totul alte direcții. Da.
Și o să treacă timpul ăsta și o să ne vedem, chiar o să ne prindem toți, adică când lucrurile, emoțiile se liniștească la un moment dat, știi? Pentru că emoții nu e așa alcătuită încât, uite, tu poți să gândești ani la rând la ceva, dar nu poți să râzi azi la rând, nu poți să plângi la rând. După ce emoțiile se liniștească, toți o să sunt țăpuiți, o să trăiești cu tine însuși, o să-ți fie rușine de tine cum ai putut fi în halul ăsta țăpuit, cum ai putut să te comporți așa. Erai gata să părești alți oameni că mâmblă pe stradă fără mască. Deși masca pe stradă nu e obligatoriu. Adică e așa o fobie, adică o spaimă, o temere de nimic. Nici măcar nu înțeleg ce e la virusul, cum funcționează virusul, cum poate fi omorât, de ce să porți mănuși când pielea noastră, în mod obișnuit, are un strat protector de grăsimi. Dar mănușa nu are. Și atunci pe mănușa respectivă se păstrează virusul mult mai mult, de exemplu, decât pe mâini. Da, chiar ei au acele statistici pe plastic cât rezistă virusul, pe lemn, pe toate chestiile de genul acesta. Da, asta trebuie să stai calm. Când se întâmplă orice, în perioada asta de timp este cel mai bine să fie așa, știi, satul arde, baba se piaptă. De ce se piaptă în baba? Pentru că e singura rațională din acel sat și înțelege că orice facă ăștia și oricât s-o agita statul, o să ardă până la temelie și nimeni nu să-l poată stinge. Și baba stă și se piaptă uitându-se la nebuni cum încearcă să-l stângă și în toată agitația asta mai și mor unii dintre ei. Le mai cade ceva prin cap. Mai bagă în fapte eroice, inutile și mai scoată nu știu ce de prin casa cuiva. Sau să mai fure din ceva dintr-o casă care arde. Și când aproape să ieși cu furatul din casă, cade o bârnă aprinsă în fața ta și acolo e rămas. Adică cam asta ne sunt în legătură. Da, asta e ușor de spus. Gata, toată lumea știe ce are de făcut. Stai calm. Stai calm și gândește. E ușor de spus. Dar asta în sens de a face e greu. Știi de ce? Pentru că oamenii, mulți dintre noi, n-au depus niciodată niciun efort să stăpânească niciun fel de emoție sau să-și genereze o emoție. Uite, nu-i de râs, dar eu acum voi râde. Nu-i de plâns, dar eu voi face în așa fel încât acum o să plâng ca actorul pe scenă. Rea. Uite, o să generez în mine așa stări. Mușchii ăștia o să încordez, așa o să mă pun, așa o să mă îndoi cumva, să mă gândesc la un cip că o să-mi vină să plâng. De la o melodie, de la nu știu ce acolo. Mă ajut cu o melodie, dacă trebuie, dar trebuie să plâng. Uite, asta e un antrenament. Omul care a învățat să stăpânească impulsurile interioare, emoționale, să le genereze, să le amplifice. Uite, de exemplu, e ceva de râs, dar eu acum amplific râsul în așa fel încât o să mă tăvălesc de râs. Râs de râsul tău, știi cum e. Exact. Și mă amplific râsul ăsta încă și mai mult. Îi contaminez și pe ceilalți, apoi râd de ei cum ei s-au contaminat de mine și tot așa un val, înțelegi? Adică jocul cu propriile noastre emoții, dar ca a te juca cu propriile emoții, trebuie să le înțelegi. Trebuie să înveți să jongla cu ele, trebuie să te atingi de ele. Adică tu le cunoști pe ele, dar dacă tu pe ele nu le cunoști, dar ele pe tine te cunosc în totalitate, în cele mai slabe elementele tale, atunci emoțiile te vor guverna în totalitate. Și atunci tu în loc să fii ființă rațională, ești ființă care emoțională, adică care reacționezi la orice stimul emoțional. Murim, vine COVID-ul, murim, gata, început să-ți bată, inima în tine, început să crească. Sigur mori. Ai toate șansele. Da. Ei, uite, dacă analizăm un om, oricare om, și analizăm structura lui matricială, vedem clar din structura lui matricială, poate este să stăpânească emoțiile vreodată sau da. Nu, poate să-și controleze, în ce măsură poate învăța lucrul ăsta. Poate ar fi bine să spunem oamenilor de unde vedem noi acest lucru, că lumea întreabă calcule și chestii concrete. De unde vedem, de exemplu, în matriță această parte de dacă își poate stăpâni latura emoțională sau nu? Repet, nu întreb pentru mine, întreb pentru ascultători. Asta putem vedea din structura lui matricială, de ordin 3, în care numărul... Ne poți arăta un exemplu? Asta întreabă oamenii, pe uite că tot ai tabla, ca să înțeleagă mai bine. Da, asta înseamnă că trebuie să înveți să-ți facă tot calculul. Asta va fi mult mai greu. Nu aici... calculul, dar așa, ca idee. Ca idee? Cam așa. Dacă asta este o structură matricială de ordin 3. De ce de ordin 3? În care 3 nivele pe orizontală și 3 nivele pe verticală. În care se plasează diferite canale ca o rețea de biocomputere. Uite, aici e un computer care răspunde de o anumită energie și cu ea lucrează numai. După ce o lucrează, o prelucrează, o asimilează, o transformă, o poate transmite ori încoace, ori în jos. Dacă o transmite în jos, aici poți fi altul calculator care are, uite așa, ceva, 4 canale. E ca un calculator cu 4 porturi. Aici e un alt calculator,
Aici poate să nu fie niciunul, aici poate să fie niciunul, aici poate să fie unul, aici poate să fie două canale, adică două porturi, și aici poate să fie, uite, până în 1900, un 9 și un 1 totdeauna era, un minus 99. 99, care oricare, aici era chiar 2 din 9. Adică orice născut în 99 deja avea 2 din 9. Dar dacă era și luna a 9, avea chiar 3 porturi, de intrare și ieșire, adică așa. E, după 2000, asta poate să nu fie deloc. La unii copii poate să nu fie. Chiar și 1 și 9 le la. 1 și 9 poate să nu fie. Ne fiind 1 și 9, ne fiind 1, în sens ezoteric, putem spune în felul următor, ăștia nu sunt copii din sistemul nostru egregorian. Sunt copii care vin din general de pe alte planete, rătăciți, pierduți, alungați de pe acolo. Și caută, caută locuri să se întruchipeze. De-aia ei n-au foarte accentuat noțiunea de eu, dar au noțiunea de haită, noi. Noi. Și dacă noi în școală am hotărât că părinții sunt tâmpiți, înseamnă că și ai mei sunt tâmpiți. Și pe la revedere, noi să-l convingi niciodată că altfel. Noi, adică ei, o grupare oricare. De-aia pentru ei este mai importantă gruparea decât mama și tata. Tu poți fi mamă și tată foarte elitist, le dat o educație aleasă, dar ei, pe după bloc sau în școală, sunt haită într-o haită, să spunem așa, într-o grupare oricare. Și acea grupare îi schimbă toată educația ta de 18 ani în doar 9 luni. În doar 9 luni de zile, el devine un criminal, deși tu l-ai educat ca pe nu știu cine altceva. Adică alte tip de spirite. Și uite, dacă vedem în matrița noastră cam așa ceva, sau zero, aici nu e nici nimic, atunci vorbim de un om care este radicalist, radicalist din punct de, extremist din punct de vedere emoțional. Nu își poate stăpâni deloc anumite emoții și în schimb poate să stăpânească foarte bine ciuda și chiar să poate o amplifica și crește ciuda și ura în el și o nutrește și trăiește cu ea, cu ura respectivă. Dar alte emoții nu le poate stăpâni nici într-un fel. Sau invers, ce știu acolo. Iar intensitatea celor cu doiul foarte dezvoltat e o intensitate mare, adică la 4, 5 de 2 deja intensitatea... E foarte mare, adică la ei totul este exagerat. Dacă, și apropo, totul exagerat despre același lucru. Dacă acel om povestește astăzi că m-am întâlnit cu pixul ăsta și e un om extraordinar, dar așa se explică, așa vorbesc, extraordinar, ceva, uite, omul ăsta, pixul ăsta e ceva nemai văzut, nemai pomenit, uite cum scrie el, acum e educat, vorbește. Mâine poate să întâmple și o să fie exact ăla. Cine? Ăla? Pixul ăla? Să nu-l văd în viața mea. E un nenorocit, dar așa accentuat. E un nesuferit. Adică cum îi ține Dumnezeu pe oamenii ăștia pe suprafață? Implicație și cu tensiune emoțională foarte mare. Dacă sunt urdoi, ca și cum dacă te electrocutează, ca și cum te electrocuta cu 12 volți. Dar aici e ca și cum te cu 360. Îți dai seama. Totul la ei foarte accentuat și extremist. Mâncarea asta, ba, este foarte bună. Mâine face aceeași mâncare, în altă stare emoțională sunt ei și mâncarea aia așa ceva proastă, mâncare, dar așa se exprimă cu așa un fel de ciudă și cu un fel de, știi, dezagregare totală. Adică așa mâncare, așa ceva. N-am văzut mai proastă mâncare de atâta. La asta... Să nu uităm că doiul e dual și atunci dualitatea rămâne. Păi, evident, odată că are doiul are polarități în interiorul lui și plus și minus află în interiorul ei. Adică putem spune așa, când Eva există și Adam și ea însă și pe când în unul, în Adam e doar el. Păi, evident că uite soarele, principiul solar este Adam și din coasta lui s-a luat asta, din coasta lui, vezi, din coasta lui se ia asta și se face o Eva, adică doi. Uite, aș spun doi. Doiul cine este? Este însăși Adam, că e din coasta lui, dar din coasta lui făcut în altceva, transformat în altceva. Și uite, Eva care e din coasta lui Adam, adică este și Adam și ea însăși. Mai performantă din punctul ăsta de vedere, pentru că are două ce. Dacă unul îl desenăm, uite, este, să spunem așa, aici se vede. Da, da, da. Unul și gata. Dar doi nu e așa, uite, e și Adam, e și ca el, dar e și ca ea. De aia niciodată ea nu știe ce gândește. Ba gândurile ei, ba gândurile lui Adam. Ba vrea să facă ceea ce ar vrea Adam, ba vrea să facă ceea ce ar vrea ea. Și evident că orice îi se întâmplă aici, îi devină ălaltul. Dacă aici îi se întâmplă ceva, atunci ălaltul îi devină. Dacă aici îi se întâmplă ceva, atunci ălaltul extrem îi devină.
Da. Și uite așa, tot timpul se rotește în interiorul ei, Eva. Eva, sau principiul feminin. Eva nu înseamnă că a existat odată o femeie, o primă femeie. În schimb, a existat un prim principiu, care se numește principiul asimilativ, sau principiul centriped, sau magnetic, hai să-i spunem. Magnetic, da. Să fie mai ușor. Uite, mai întreabă cineva dacă din matriță ne putem da seama dacă omul este dedicat vocației și nu familiei. Ne putem. Putem foarte multe chiar. Da. Să vedem. În matriță putem să cunoaștem foarte, foarte multe lucruri. Atât de multe încât nu toate trebuie spuse omului cu precină. Că da. S-ar putea să-l șocheze. Odată și doi, s-ar putea să nu mai vorbească cu tine în veci, aflând, chiar să teamă de tine, văzând cât de multe lucruri știi tu despre el și în sens puternic, adică punctele lui puternice, dar și punctele lui slabe. Dar el despre tine nu știe nimic. Și în timpul ăsta îți dă seama că practic intri în interiorul lui și îl cunoști pe din interior orice cămăruță. Chiar și camerele lui ascunse le poți deschide și poți descoperi așa cutiile Pandorei pe unde le-au ascuns el pe acolo. Are scheletele din dulap, știi cum se spune. Așa, așa, și tu le poți vedea și le poți spune pe nume, dar chiar el a uitat când acolo în adâncul labirintului lui, într-o cămăruță, într-un subsol acolo, a îngropat un schelet și tu poți să-l vedea. De-aia, în numerologie, adică poate știți, se putea întâmpla că odată ce ai făcut o analiză numerologică și ai fost mai deschisă la gură și ai spus mai mult decât trebuie, pentru că aici este o măsură, da. Așa, atunci clientul se poate atâta, nu dă pe față acum, dar acasă el se duce și se gândește cât de multe lucruri știi tu despre el, inclusiv când sunt anii, când și în ce ani s-au întâmplat, și când trebuie să însoare, și când trebuie să divorțeze, și când trebuie să îmbogățească, și când trebuie să răcească, și când trebuie, nu știu, fel de fel de lucruri, încât el începe să se teamă de operator, adică de tine, pentru că, Dumnezeu, dacă ăsta știe, înseamnă că și poate. Dacă știe, înseamnă a putea. Dar dacă poate, înseamnă că se apucă, poate mâine, păi mâine și face, pentru că asta e regula. Legea. A ști înseamnă a putea. Nu poți. Înseamnă că nu știi suficient. E doar asimilat de alții și papagălecești răspândaci. Adică răspândești vorba asta, este un răspândac. Papagal, cum spunem numele, dar tu nu poți încă nici, numai vorbești despre mașini, despre nu știu, dar tu nu conduci nici o mașină, nu poți. Dacă poți, adică ai încercat ce poți, dar nu conduci, înseamnă că nu poți suficient de mult, de aia ai frici. Ai condus de 2-3-4 ori, dar mai mult nu conduci, înseamnă că ce? Nu poți conduci încă destul de bine. Și atunci te temi să nu faci accidente. A ști înseamnă a putea înseamnă a face. Dacă nu faci, înseamnă că nu poți suficient de bine. Dar dacă nu poți suficient de bine, înseamnă că nu știi. Nu știi suficient de bine. Asta e trinitatea. Uite, a ști, a putea și a face. Trinitatea în toate aspectele sale penetrează întreg universul. Dacă cineva vreodată undeva vă învață că există dualități, lucruri duale, ale lucruri de dracovesc, adică dracu, spunem așa, folosesc și un termen ăsta general acceptat, înțelegând prin asta. Eu nu știu ce înțelegeți voi anume prin chestia asta, dar... Îl văd pe Nichiduță, poate. Există un personaj așa, la nivel de arhetipuri, în tradiția populară, dracu, șaitan, în arabă, sau nu contează cum se numește, făcătorul de rău, sau ispititorul, sau restul. Apoi, să spunem așa, dacă vă învăța cineva că lucrurile se împart în două, ele sunt lucruri absolut devolești, spunem așa. Niciun lucru pe lumea asta nu se împarte în două. Toate lucrurile sunt trăinitare. Care lucruri? Toate. Care toate? Toate însemnând toate. Uite, toate. Toate însemnând așa. Uite, de aici până aici, până la mare. Toate. Adică zero. Toate sunt trăinitare. Trăinitare. Și dacă orice triunghi îl împărțăm în forma respectivă, o să observăm că ce? Că unghiurile astea sunt de un anumit grad și tot așa. Și distanța de aici până aici e egală cu toate. Și aici este un oricare centru, care poate să este așa. Centrul ăsta e irisul, cum ar fi, dar mai departe e ochiul. Și totul se cunoaște în trinitate. Nu există doar ying și yang. Și asta totul e colorat așa.
Că dacă ne uităm așa, dacă ne uităm așa, atunci da, uite, binele, uite rău. Sau binele și uite rău. Principiul masculin, principiul feminin. Și gata, s-a terminat. Dar nu e așa. Uite, este și Dao. Da. Nu este doar bărbați și femei și gata. Este bărbați și femei, dar este și copii care nu sunt nici bărbați, nici femei. Dar ei există. Nu este în rece și cald și atât. Este rece și cald și este neutru, care nu e nici cald, nici rece. Acel temperatură pe care dacă o atingem în corp de 36 de grade, de exemplu, și așa, îl punem pe corp, dacă cu aceeași temperatură nici noi sunt. Dacă îl punem cu unul, câteva grade mai rece sau mai fierbinte de temperatură corp, adică depășim pragul de percepție termică. Punctul termic, da. Așa, punctul termic al corpului tău, vei sesiza că acum e mai caldă sau mai rece decât altcineva. Adică este și neutru. Adică nici cald, nici rece. Eu asta știu când testez la cea mică laptele, știi? Că dacă îl pui pe mână și nu simți, înseamnă că la temperatură. De asta, uite, asta o făceau strămoșii din totdeauna. Dar acum va veni un om de știință și va începe să facă separații, laptele, nu apă, nu știu ce mai este, se va complica lucrurile. Oamenii știau din totdeauna cum se face. Tocmai din cauza asta, procesul nașterii și dezvoltării copiilor era foarte armonios. Dar acum procesul este dat peste cap de la momentul nașterii. Deja de la momentul nașterii fabricăm, adică de la momentul nașterii începe producția sau fabricării unui individ, spunem așa, viitoare personalitate incompletă. Deci, și nu un bun consumator. Consumator, depinde de ce vrem să facem. Pentru asta există o știință aparte, se numește psihologia, nu acea psihologie. Nu aia din facultate, vă zic eu că nu. Este mai greamă metapsihologie sau transpsihologie sau așa. Ea se vecină cu tot ce e meta. Metapsihologie înseamnă parapsihologie deja. Sau ezoterică, sau psihologică, nu psihologie, ci psihologică. Și numerologia are și ea direcție, adică zona ei în care deja dacă ajungem, nu mai este numerologie, ci este numerologică. Înainte de asta e cifrologie, apoi numerologie, apoi numerologică și tot așa. Noi trebuie să tindem către toate științele să devină logice, nu logii. Da. Nu teologie. Că logos e, nu? Da, nu teologie, ci teologică trebuie să devină. Deci așa. Da. O întrebare, cu toate că s-a mai răspuns la întrebarea aceasta. Cei care sunt născuți într-o anumită dată și sunt trecuți în altă dată, în certificat, eu am întâlnit într-adevăr persoane care erau născute, de exemplu, în data de 14 și erau trecuți în data de 10, sau, adică în spate chiar. Da. Pentru că dacă era trecută mai în spate, ar fi luat nu știu ce bonusații, bonificații sau ceva de genul acesta. Mi-a explicat că mi s-a părut foarte ciudat. Că, adică când ești trecut, ești născut în 14 și te trece în 15, că ai ajuns mai târziu, asta e des întâlnită, de-aia am întâlnit și invers. Înainte, oamenii puteau să-și stabilească, adică știau atât de bine lucrurile astea, din strămoși în moși. Ei nu cunoșteau toate mecanismul, cunoșteau câteva principii pe care le urmăreau. Se împărtășeau cu ele odată, de la un inițiat, de la un pop, de la un druid ce era acolo pe vremea lor, de la un înțelept, înțelegeau mecanismul ăsta și folosau principiul ăsta tot restul vieții fără să mai stăi mult pe gânduri. Și atunci știau că putem să schimbăm nu numai data de naștere a unui copil, ci să schimbăm chiar numele complet. Fie în momentul ăla sau mai târziu. Adică când ajungi la 20 de ani, o să schimbăm numele. Când ajungi călugăr, schimbăm numele. Când ajungi președinte, nu știu de care, voievodă, să mai schimbam numele odată. Ca să fie maxim de sincronizat cu sarcina care trebuie să o realizezi, cu potențialul care trebuie să se descarce în tine. Așa, de pe un fel de iCloud. Dar el vine la tine pentru un wireless numai după o anumită formă, așa anume. Dar știau să facă lucrurile astea atât de bine încât nu le făceau un daun la omul. Astăzi putem să le facem un daun, pentru că nu știm ce facem. Adică iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Înainte oamenii știau ce fac. De ce schimbă numele? De ce schimbă? Eu țin minte că era tradiție în popor. Să îmbolnăvea copilul, nu mergea bine și îl vindeau și îl cumpărau, ducându-l înapoi în casă prin ce? Prin geam. Adică cineva, o femeie, scotea copilul afară, acolo îl rebotezau și el aduce mamei care nu ieșea. Se mai practică. Îi dădeau copilul pe geam cu alt nume și din momentul ăla se considera că copilul și-a născut și în altă dată.
Bine, pe vremea nu erau pașapoarte, buletine ca lucrurile astea să se urmărească. Atunci lumea era încă, cum spunem eu, destul de suverană. Adică pe tine oamenii în popor te cunoșteau ca Anatol Basarab. Anatol Basarab și gata, fără nicio hârtie, fără nimic. Cine ești? Și din cine am vii? Și de-a cui ești tu? Dar astăzi, dacă îmi spui că ești Alexandru Condur, nu înseamnă nimic, nu te găsesc nicăieri. Trebuie să-mi spui CNP-ul. Da. Așa. Adică ai ajuns un sclav. Înregistrat, cum ar fi sub rege, te-au pus sub anumite rege, sub anumite lege și nu contează cine ești tu, că tu nu ești un individ, tu ești un număr, ești un dosar. Înainte oamenii se cunoșteau așa, cine este ăsta? Mihai a lui lui Cutare. A, e neamul cu aia, îi știm și îl știm personal pe nea, nu știu cine acolo, Barbu Lăutaru. Da. Păi știa lumea cine e Barbu Lăutaru, domnule. Și dacă veneai undeva și se spunea că e Barbu Lăutaru, chiar dacă nu te cunoșteau. Dar chiar nu erau televiziuni, nu erau wireless-uri, nu erau calculatoare. Oamenii știau că este unul Barbu Lăutaru și din vorbă în vorbă știau cum arată. Și de ce e capabil omul ăla? Și care sunt valorile? Și care sunt puterile lui duhovnice și spirituale? Astăzi, niște numere se bat între ele. De aia orice prost poate să vină să te cer. Apostrofeză și apropo, cel mai om, care, adică idiotul cel mai mare te va numi idiot. Tâmpitul cel mai mare te va numi pe tine tâmpit. Calicul mental cel mai mult te va spune că tu ești calic mental. Înțelegi? De ce? Pentru că... la nivelul ăsta deja de doi, nu numai că de doi, adică am trecut prin 1900 și în loc să ne transformăm în ceva și acum aveți ne fi în 2000 foarte ușor, noi ne-am dus și ne-am transformat și în loc să ne transformăm din umidă în fluturi, noi ne-am transformat din umidă în vermi. Da, din păcate. Și, perioada mai ales în 1999 unde puterea lui nou era chiar... Da, da, asta era în ultima, era perioada din chiere, dar în general din anii 1990 până ni s-a dat un timp de 10 atunci ani. Atunci încheierea trebuia să fie fenomenală în 1990. Exact, timpul ăsta ne-a lăsat pentru să ne transformăm din fluturi, din umidă, din coconi, așa ce suntem, din umidă încă târătoare, în ceva fluturi, zburători. Dar noi, pentru că ne-am temut, pentru că n-am avut putere, ce am făcut? Noi ne-am transformat aproape încă mai jos, adică mai... calici cumva spiritual. Mai desprejdeneam, ne-am sfărmat în râme așa, tot o târătoare și aia, dar râmă. Umida măcar avea potențial de fluturi, dar acum râma are potențial de umidă, nu știu cum să vă spun. Adică ne-am dus mai jos. Și asta cu acordul și cu sprijinul, uneori chiar și cu bună știință, dar rea voință, a politicienilor, a oamenilor. A noastră până la urmă. A noastră până la urmă, pentru că politicienii noștri sunt noi, numai noi, este o eroare majoră pe care o fac românii de pretutindeni. Adică, știi, politicienii nu sunt noi. Noi n-am avut parte de conducători cum trebuiește. Dar de unde trebuie să ne conducători? Păi da, uite, noi am avut tot timpul niște politici. Uite, zicea mai mult pe aici că ar trebui să te faci președinte. Nu sunt suficient de român ca să devin președinte, vă spun sigur asta. Dar dacă, adică când am spus nu sunt suficient de român, adică nu sunt destul de vasal, nu sunt suficient de lingușitor, nu sunt suficient de pupător. Și dacă aș ajunge acolo, tot românii, ceilalți, dar tot români, da. Și asta un om care înțelege timpurile în care o a ajuns, zona teritorială și energetică în care trăiește, evident că chestia asta nu o să se bage. Că de ce? Că o să fiu singur, că oricum nu o să... Chiar dacă aș putea, o să fiu singur, Ștefan cel Mare, și fără oaste. Pentru că nimeni dintre voi nu m-a vorbit, dar nimeni nu ar veni să mă urmeze. Să mă susțină, să mă urmeze, să bată pentru mine, pentru ideile mele, să facem ceva împreună, să modelăm totul și să înlăturăm pe ea care nu sunt de acord cu asta sau care să opun mișcării statului român într-o anumită direcție, cu o anumită viziune, cu un anumit scop. Evident că orice n-ai vrea să faci, totdeauna o să apară cei care se opun la ceea ce vrei să faci. Orice ai vrea să faci. Uite, vrem să facem ordine din țara respectivă. Imediat o să apară oameni și cu bani mulți care se opună procesul respectiv. Prin ce mijloace o să opune? Cu ce bani o să opună? Pe ce români dintre noi o să-i atragă în ceilaltă tabără ca să o opună? Sunt procese globale, adică nu ține de un om.
în procese globale. Și asta, așa că mai bine stai deoparte și privești spectacolul vieții, în sensul cum românii și-o iau pe bună dreptate și așa le trebuie, pentru că își merită viața de plin și conducătorii din plin își merită. Și probabil numai așa poporul ăsta se călește. Probabil numai așa el se călește. Da. Slava Domnului că măcar așa scălește, că dacă nu scălește măcar așa și nu învață ceva, în general, următorii vreo 50 de ani dispare cu totul poporul respectiv. Apropo, da, adică de întrebare... Țara România pe hartă o să existe undeva și așa o să numească în continuare, geografic, dar el nu o să fie populată de români sau românii o să fie minoritari. Cum mai fost? Iarăși să sperăm că nu ajungem acolo și ceva să facem. Nici o dată, ca să nu mai sperați degeaba. Așa. Nu stați acolo și vă rugați și sperați. Ori vă apucați și faceți ceva împreună cu cineva, ori nu mai sperați deloc, că speranța, știi care e chestia? Deși moare ultima, tot moare. Da. Și cu privire la întrebarea de la care plecasem, până la urmă, ce dată să ia? Cea din certificat? Dacă forma fiecare zi are o anumită formă a ei, iar spiritul cu care noi venim și el are dinainte o anumită formă, o structură. Așa. Omul se naște în acea zi în care forma lui, ca spirit, este cea mai prielnică pentru forma în care o nimerit. Așa, nu știu, mă văd pe mai blurat. Da, nu focalizează camera, că te-ai mișcat, probabil. Păi și trebuie să fac așa, probabil. Ia un picuț mai mult timp să focalizeze. Gata. Și atunci. Ai născut într-o zi și trecuți în altă zi pe certificat. Da, de exemplu, forma zilei respectivă o luăm așa, uite, așa. Asta este forma zilei, de exemplu. Tu care te-ai născut în ziua respectivă, deci cum vei fi? Aici vei fi așa, ca la bază. Și uite, tu ai o conexiune cu ziua asta perfectă. Așa. Este? Dar dacă cineva, adică ce, sufletul tău are formă prielnică, încape în forma asta a zilei. Dar dacă ziua, de exemplu, este așa, să spunem, următoarea zi. Iar tu, ca formă sufletească, ești ceva de genul ăsta, atunci, uite, e încăput în forma asta, așa, dar restul spațiului ce se întâmplă? Restul spațiului e ca și cum trăiești în propriul tău corp, în propria ta viață și te ca un ou într-o găleată, așa, știi? Ai loc liber o mulțime. Totul te doare, totul. Dar dacă forma ta este așa, uite, am băgat aici cât am putut băga, chiar dacă aproape noroc. Dacă o asta o altă cedie, din afară ce faci? Asta este în plus, asta trebuie să te tăiat. Asta e boală psihică, că nu încapi, mori oricum. Ideea este că dacă oamenii reușeau să schimbe o formă, adică uite, avem o bucată de aluată, asta e sufletelor, și trebuie să o îndesăm într-o formă oricare. Dacă forma asta, că în loc de rotundă e patrată, dar încapi numai bine, numai bine aluatul ăla, acolo omul ăla va trăi chiar și în forma aia patrată. Dar dacă forma este prea mare pentru conținut sau conținutul este prea mare pentru formă, omul nu poate în acea formă trăi. Și pur și simplu peste un timp oricare poate și să moară dinainte calculat. Poate și să moară dacă este o greșit ziua de naștere. Adică eu te-o să născut copilul într-o dată. Dar tata s-a îmbătat acolo și s-a dus peste o săptămână. Și când l-a întrebat în ce dată e născut, păi, cred că joi a fost, vineri. De ce dată a fost? Păi, nu, aia e, cred. Ei, și distanța de la o zi la alta poate să fie nesemnificativă în unele cazuri și tot distanța de la o zi la alta, în alte cazuri, poate să fie extrem de mare. Astfel încât copilul nu se încadrează în noua formă. Și începe boala. La un an deja e nu știu cum, la doi ani e mai grav, la trei ani deja trebuie nu știu ce intervenții chirurgicale. Sau, în general, cu totul poate să și moară, dacă se greșește ziua de naștere. Dar dacă tu ți s-a schimbat ziua de naștere, din greșeală nu contează, și au trecut mai mult de trei ani de zile deja, de când te afli în noua formă, noua zi de naștere, cum ar fi spus, și n-ai pățit nimic, din noroc, când așa, atunci înseamnă că acea formă este prielnică. Dacă au trecut 9 ani de zile
tu te-ai adaptat deja total la noua formă, la viața în acea structură. Chiar dacă tu, simplu puteți să înțelegi, uite, imaginați-vă două, cum se numesc astea, două forme metalice care le băgăm în cuptor. Matrițe chiar. Două matrițe. Una, uite, așa, dar e atât de înaltă, dar e rotundă. Așa. Alta este, uite, atât de înaltă, dar e pătrată. Și cantitatea, aceeași cantitate de aluat, o putem pune bine în ambele forme, fără ca să dăie nimic pe din afară. Dar nici ca să rămână locuri goale, da? Area, volumul formei e egal cu volumul, cum ar fi spus, al conținutului. Și atunci omul ăsta va trăi foarte bine, chiar dacă s-a schimbat ziua de naștere. Vor apare doar modelări prin viață, dar el nu va păți fizic nimic, nici psihic, nici fizic. Dar dacă forma nu coincide, deși putem în acel formă băga tot aluatul nostru, dar aluatul nostru, lângă forma aia mare, va fi așa, un pumn de aluat în mijlocul formei și restul locuri goale pe acolo. Acolo este mult loc acum de învârtit. Da. Deci, dacă deja mai sunteți în viață și sunteți ok, v-ați adaptat. Într-adevăr, și din practică am vrut să văd cei care știau data de naștere efectiv în ziua în care s-au născut și cealaltă, și am făcut așa o paralelă chiar cu ei să văd care simt lor mai așa sincer să fie ei cu ei, cu care rezonează, și într-adevăr a fost din certificatul de naștere. Da. Treiul din mine a trebuit să probeze statistic, ce să spun. Da. Omul totdeauna este cel ce s-a născut real. Dacă schimbăm ziua de naștere sau numele într-o perioadă de timp, atunci este, lucrurile astea trebuie făcute conștient, rațional, pentru un anumit scop, adică îi alegem un anumit nume, nu oricare, și o anumită zi de naștere, nu oricare. Da. Dacă se face cumva la întâmplare, atunci tot așa întâmplător poate să iasă ceva foarte bun, sau tot așa de bine poate să iasă ceva dezastros. Da. Să rezulte. Uite, întreabă cineva, când ne naștem, nu ni se dă un cod de numere, iar noi suntem spectatori la filmul vieții? Păi... Oricum suntem spectatori, măcar să fim cunoscători. Dacă ai fi spectator la propriul tău film al vieții, ar fi foarte interesant. Pentru că ai observat, ai avea timp să observi scenariile în cele mai mici detalii, evenimentele, contextele, și ai putea să îmbli chiar la modelarea lor în viitor. Dar omul este mai degrabă spectator la tot ce se întâmplă în exteriorul lui și nu vede nimic de ce se întâmplă în interiorul lui. Adică suntem niște spectatori la procesele vieții altora. La care proces? Uite, de exemplu, Facebook, paginile care le vizitezi mai des, acolo tu ești mai des spectator la viața altuia. Dar de ce te duci tu acolo? Pentru că la altul pe pagină vezi că există o viață a lui ca o telenovelă, nebunate, că cum o fi nu contează, dar tu acolo duci pe de ce? Pentru că nu o ai pe a ta. Adică filmul vieții tale, spectacolul vieții tale nu ți-e interesant. Nu ți este interesant. Și atunci îmbli pe undeva să cauți ce, cum trăiesc alții, pentru că tu nu știi cum trăiești. În speranță poate că hai să învăț de la altul, hai să-l copii, hai să-l mimez, hai să epatez ca el, că poate așa încet, încet că el o să ajungă. Adică urmezi pe cineva și e posibil să ajungă el. Nu, te duci acolo numai și vezi cum alții trăiesc și de cele mai multe ori nu faci decât să-ți reverși ciuda și ura că tu nu poți fi ca el. Dar nici nu ai încercat. Și nici nu încerci de fapt. E așa o frustrare. Cum n-ai alte rășteori? Reușesc și noi nu. Firea dracu să iei de bogătași, fie dracu să iei de basarabeni, de ruși, de proruși, de unguri, de nu știu ce țigani, de fel de vele chestii, numai că asta e o ciuda ta. Cum menurați? Să știți că am vorbit despre formă. Formă și conținut. Formă și conținut. Uite, gândiți-vă că un om e ca o formă. Uite, formă o vedem. O vedem acum la televizor, o vedem pe așa. Conținutul lui este de cafea. Cafea, uite, o cană cu cafea. Cum ai mișcat cana asta cu cafea? Ce o să verse omul pe din afară? Când îl râzgâi puțin, ce să reverse? Cafea, nu? Dacă unul e plin cu miere, când l-ai dat mai tare, așa o să curgă din el miere. Indiferent ce faci, uite, dai cu el cu capul de pereți, îl critici în comentarii, iau-ți dai așa. Dar dacă e plin de rahat, ce o să dăie pe afară? Sau de ură, sau e plin de ciudă, sau de frustrări, când îl zădări puțin, când îl agăți, când ceea ce fac des eu pe Facebook. Ce va face omul când vine acolo? Va vine și va comenta cu ceea ce e sub el în surplus. Și revarsă peste tot. De aia am spus, totdeauna sunt două feluri de oameni. Oameni albină și oameni muscă. Oameni albină în orice rahat, dacă lumea e plină de rahat, el acolo într-un colț să-ți găsească ceva din care se poate extrage miere
și în sufletul lui sau în, la el, în jurul lui, o să fie numai miere. Dar omul de tip muscă, dacă e lumea plină de miere, butoiul e plin de miere, acolo sub budoag undeva îl o să găsească rohățelul, o să ducă în lume acolo, o să-l ieie și o să facă scandal că lumea asta e de rahat. Nu, domnule, ești tu muscă, de aia e lumea de rahat. Învață să fie albină și să-ți vezi că peste tot e numai miere. În toate. Chiar și într-o lume plină de rahat, este suficient de mult miere pentru tine dacă ești albină. Dacă ești un de ala care îmbli și mormântezi hoituri, gândac de la care, atunci o să pară toată lumea putregăcioasă și de rahat și de mortăciuni și nimic, pentru că tu ești gândacul ăla care mormânta, cum se numește, care mormântează. Da. Adică asta de noi depinde. Și dacă îți cunoști structura numerologică, atunci știi ce de tine depinde și de tine nu depinde. Adică se află, instrumentele nu se află în interiorul tău, se află în exterior. Și dacă instrumentele tale se află la mâine, la mine, mâna mea, eu pot lucra cu ele și eu am astfel de instrumente, dar tu nu. Noi să te comporți altfel cu mine știind că eu am ceva ce tu nu ai și eu cu acel lucru ar putea să te ajut pe tine. În schimb, tu ai ceva ce nu am eu sau nu e suficient de dezvoltat la mine. Și atunci eu, când o să am nevoie de lucrul ăla, o să vin la tine și o să te urmez, o să spăl picioarele ca și la... o să fost sluga ta vrednică, numai că de la tine se pot învăța lucrul ăla și să-l pot dezvolta în mine. Anatol, ce ne poți spune despre secvențele numerologice? Foarte mulți întreabă că se uită la anumite ore sau văd pe diverse numere de mașină sau în diverse locuri diverse cifre. E asta așa o... înseamnă că tu, în perioada asta de timp te simți victimizat. În primul principiu este asta. Cum începi să vezi secvența asta și te urmăresc? Că la ceasă, pe în jur, pe unde uiți, 11 și 11, nu știu unde, mașini, fel de fel, numere de telefoane, ce știu, nu contează, unde uiți tu și unde vezi tu secvență de astea. Mintea ta începe să perceapă lucrurile astea în căutarea de sensuri, pentru că tu în perioada asta te simți victimizat. Încetează să te mai victimizezi și o să vezi că nu mai vezi lucrurile astea. O să începi a vedea femei frumoase, să vezi flori frumoase, să vezi alte lucruri. Când nu ești în stare să vezi multe alte lucruri pentru că ești o victimă, atunci îți începe a vedea secvențele astea de cifre sau de cuvinte. Sunt unii oameni care unii întorc capul, văd cuvântul, nu știu ce. Au impresia, nu știu, fac eu, de exemplu, tot știu, aici e scris, acolo e scris. Băi, unii întorc capul, numai fac eu, e scris. Cam așa ceva. Sau pe toți pereții unii întorc capul, găsesc 666. Tu ai văzut multe alte lucruri în timp de o zi, dar nu le-ai băgat în seamă deloc. Dar pe ele bagi, de ce? Pentru că mintea caută sensul. Mintea găsește ceva și dacă privește în tavan. După un timp de privit în tavan, unde de fapt nu e nimic acolo, mintea va căuta un sens și acolo și va găsi un chip de om, un triunghi, ceva, va găsi el acolo ceva, mintea ta. Dar ce ne poți spune despre cei care au, ok, astea sunt secvențele care le vedem, dar uite chiar spune cineva, soțul e născut în 23, adică 5, și ea e 5, suntem 5 membri în familie, avem 104 la casă, adică tot 5. Asta e cu totul altceva, e vorba despre deja o construcție numerologică, o interacțiune a diferitelor sisteme, oameni, să spunem, de punct de vedere al biologiei, un om, din punct de vedere al numerologiei, un sistem trinitar, care funcționează pe trei parametri. Adică este un element matematic, face parte, este o construcție matematică, din matematică superioară, așa, de ordin 3, că acolo avem 3 nivele, 3 este. Matematică de ordin 2, e atunci când avem un pătrat ăsta ca la pe două nivele și pe două nivele. Asta e la animale. Animalele așa sunt făcute. De aia Dumnezeu a zis și ele s-au făcut. Dar pe omul trebuie să-l creeze, că și el este animal, numai că omul trebuie să-i mai adauge un etaj și o orizontală. Și atunci a apărut de ordin 3, trinitar. Dar la plante, în general, e totul numai cu un nivel. Așa e. Adică e cumva așa, un nivel așa și un nivel așa. Uite, astea sunt plantele. La animale așa e. La animale așa nu e până aici. Că e pe 2, 1, 2. Nu, așa e la plante, corect. De aia viața plantelor este mult mai redusă decât a oamenilor. Softul lor este foarte bine închegat și nu permite libertăți. De aici până aici gata. Dar la cristale, în general, e așa. Punk. Punk. Forma doar cristalină și gata. Și aici se leagă.
Fie încolo, fie încoace, fie pe așa, fie încoace, faci pătrate, triunghiuri, nu știu ce fel de felicii. Diferite forme cristaline, adică rețele cristaline. Legături atomice, și de aceea viața lor este în general niciun fel de libertate. Deci cristalul nu are nici libertatea pe care are un plant. Planta nu are atâta libertate cât are un, nu știu ce, Un animal. un oricare animal sau orice. Și totuși ce au de înțeles cei care au această, tot un fel de sincronicități, dar bine, la alt nivel cu cei care Tot un au. fel de sincronicități, dar e la alt nivel și nu putem spune ce au de învățat, pentru că fiecare are de învățat ceva în dependență din acel nivel de sincronicitate, dependență de calitățile care sunt înscrise în structurile lor. Unii au de învățat că așa cum este el, uite-ți vine să-l omori, dar de el nu o să scapi, că e soțul tău și nivelul de sincronicitate este atât de mare încât, cum spunem așa, când el o să plece așa rău cum este, o să plece cu ficatul și cu un plământ din tine. Și după asta o să te îmbolnăvești. Era rău, nu mai puteam, adică așa bărbat, nu știu, că depinde cu cine îl comparai. Sau altul, așa rău ca el, nu se mai găsește în veci, dar nici mai bun. Nu se mai găsește, rămâne meritat sau necăsătorit. Alții trebuie să învețe că răbdarea, alții trebuie să învețe că celălalt nu face nimic decât îl ajută să-și rezolve problemele lui karmice sau problemele lui akarmice sau problemele lui darmice. Sau, înțelegi? Uite, vine un bărbat și are anumită sincronicitate numerologică. Și de acel bărbat nu face nimic altceva decât prin însăși, el nici nu vrea. Prin însăși prezența lui dezvoltă ei abilitățile și capacitățile. Altul vine să inhibe ceva. Uite, dacă nu apărea el în viață, ea ajungea pornostar. Dar el, de când a apărut, nu a rămas foarte, nu știu cum, dar chiar filme porno din asta nu face. S-a oprit undeva, el a oprit-o. Dacă îți ducea, câștiga ceva și plătea factura, adică câștiga ce slavă poate, câștiga în lumea lor acolo, germană de filme porno, câștiga ceva acolo, devine un fel de vedetă, dar la 50 de ani nu știu ce pățea fizic. Și de la 50 de ani rămâne paralizată, de exemplu. Și de la 50 de ani fizic ea trebuie să mai trăiască, poate trăi genetică ei până la 70. De la 50 do, până la 70, 20 de ani, cine te ține în viață? Și uite, după ce ai fost vedetă, te trezești ca nu știu, cum mai fost și pe la noi prin țară, te trezești într-un azil de bătrâni. Dar tu înainte ai fost Zina Dumitrescu. Toată lumea te știa. Da. Dar n-ai știut lucrurile astea cum să le organizezi. Ți s-a părut că ești Zina Dumitrescu totdeauna și n-ai știut cum să faci lucrurile. Dar numerologia îți spune acum. Apoi la bătrânețe te trezești, du-te acolo. Practic, cei care au aceste sincronicități de care vorbeam acum, ar fi bine să afle ce înseamnă fiecare cifră și să înțeleagă un picuț mai mult, să aprofundeze. Nu-i obligație să afle lucrurile astea, pentru că n-au când în viață oamenii să facă. E cazul mai bine să adreseze la un numerolog și le explice, uite, asta și asta și asta. Sau așa. Să apucă Da. ei, să o facă numai dacă au o pasiune către asta, o deschidere, o chemare. Asta, da, cu siguranță. Altfel nu trebuie să devin eu psihiatru. Este psihiatru pentru asta, la care chiar și eu mă duc atunci când îmi trebuie. Decât să-mi bate eu capul cu ceva, uite, am făcut un experiment asupra mea. Și mi s-a părut că ceva nu a mers bine. Și după aia constat că, dar eu fac de astea multe. Și mi se pare că s-a întâmplat ceva în structurile mele neuronale. A început să întâmple ceva. Mai bine mă duc la psihiatru și spun, uite, bă, asta am făcut, asta, 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 asta. Știi? Da. Și mi s-a întâmplat lucrul ăsta. E rău ceva sau nu? Știi? Sau hai să gândim împreună. Și prin colaborare și prin dialog se cunoaște foarte mult. Poți cunoaște foarte mult adevăr. Dar nu mă apuc eu acum să studiez psihiatria de la cap la coadă. E suficient că știu psihologie. Și nu mai trebuie să mai știu și, nu știu, aeronautică, că dacă ceva nu înțeleg acolo, mă duc la un specialist acolo, dar la unul bun. Sau electrician, sau dacă se strică ceva prin casă, știi cum e, Ei, dar acum vedeam, nu. nu trebuie să fiu eu de toate, știi, că am bancul ăla. Este un banc despre. Dar, nu, principiile, trebuie să le cunosc oricum, adică nu sunt electrician, dar trebuie să cunosc principiile electricității. Asta da. Așa. Nu sunt, nu știu ce acolo, depanator de frigidere, dar principiul funcționării unui frigider trebuie să-l cunosc și a unui televizor, măcar ca să știu când sun la telefon, ce spun lui ăla. Da. Cam Ce ce se posibil să întâmplă? spun, dar cu ce instrumente îți vină de acasă.
Uite, întrebări interesante. Ne întreabă cineva dacă în matriță putem să aflăm dacă o femeie rămâne nemăritată. Mi s-a părut o întrebare Da, interesantă. dar pentru asta nu e obligatoriu să ne uităm în matrițe. E suficient să întâlnești o femeie, să-i fie trei întrebări și să știi că o să rămâne nemăritată. Doar trei întrebări psihologice. Sau e suficient să-i punem în față un test? Întrebarea care sunt cele trei întrebări? Asta deja secretul meseriei, sau cum spune, taină de meserie, știi? Nu se divulgă secretele din interiorul meseriilor tuturor. Poate altul meseriaș. Da. Așa. De ce? Pentru că dacă fiecare ar ști cum să face o bombă, s-ar apuca de bun chiar să le facă. Și apoi, în afară de asta, află întrebările respective, doar întrebările, substratul lor, contextul și restul. Nu se duce acasă, întreabă pe nevastă sau ceva, fă, uite, ea răspunde la aceste întrebări. O răspuns aia. Vezi, fă, tu rămâi, așa, știu, rămâi divorțată, nici mai stai lângă tine. Divorțează acum, nebunul. Nu e periculos să le dai oamenilor ceea ce nu sunt încă pregătiți. Pentru că o singură frază poate omorâ un om, poate să-i strice lui sănătatea în totalitate și viața, dacă acea frază a venit din exterior, nu a fost în el crescută, dezvoltată, și nu înțelege contextul, mecanismele prin asta. Știi? Că, uite, o frază, a nu prea curvi, de exemplu, știi? Sau săraci cu duhul, fericiți cei săraci cu duhul. Dacă e spus asta și omul nu a înțeles, el și acum în blâmbălării. Societăți sunt umane întregi, înțelegând prin asta cu totul altceva. Și înțelegând prea nu prea curvi, cu totul altceva decât ce stă la bază, la bază, adică ce stă în principiu frazei respective, mecanismul, cum funcționează mecanismul ăsta. Bine, înțelegând, oamenii merg și astăzi și întâlnești toate chiar și oameni la care ai pretenții, care să ai fericiți cei săraci cu Duhul, înțelegând de aici proști, debili și dacă vrea Dumnezeu să fim săraci așa, pe noi ne face pe toți deodată debili, bolnavi mentale, așa, săraci cu Duhul și proști, așa, gata, uite, eram toți fericiți. E mai bine să nu știi decât să știi. Da, într-adevăr, e mai bine să nu știi lucruri deloc decât să le știi parțial. Pentru că cunoașterea parțială este mult mai periculoasă decât necunoașterea. Uite, nu știu și nu știu. Și chiar dacă ajung să mor de anumit lucru, eu mor liniștit pentru că nu știu nici măcar de ce mor. Dar acum când tu știi ceva despre cancer, dar numai parțial, nu știi nimic în totalitate, atunci orice jung pe acolo sau pe dincolo, o să-ți creeze impresia că poate că ai cancer. Și o să începi să gândești la asta mai des, neștiind în general ce este cancer. E microb, e bacterie, e ciupercă sau fungi, cum ar fi. Unii spun că e aia, unii spun că e aia, dar tu ce spui? Dar tu pe cine să-i asculți? Ori te apuci și cercetezi, ori las-o pentru o altă parte. Că am văzut mulți bătrâni care au trăit, spunem așa, cu cancer, dar care n-au știut că au cancer. Și cancerul s-a dezvoltat încet, 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 că e oricum la 90 de ani a murit. De cancer, adevărat. Dar altul a aflat că are cancer, neînțelegând ce e cancer și a murit în jumătate de an. Pentru că așa i-a spus doctor. Da. Apropo cuvântul este mai periculos decât, și asta în trecut știau, mai periculos decât săgeata otrăvită, mai periculos decât ciocanul, mai periculos decât cuțitul. Din păcate. Așa. Și le folosim fără să le gândim. Și fără să înțelegem ce folosim. Și asta e mai grav. Când le folosim așa la adresa altă, modulăm spațiu și dacă acolo e un adevăr oricare se prinde, dacă nu vine înapoi către noi. Dar atunci când vorbim cu noi, înșine, cu vocea interioară, sau când ne exprimăm în afară și folosim cuvinte pe care nu le înțelegem, adică nu vedem nimic în spatele lor, atunci ne facem un rău la nivel de undă electromagnetică până la nivel de genetică, de nu vă puteți da seama că de mare rău puteți să facă. E mai bine de aia înainte vindeca oamenii. Când oamenii spuneau scop, drept scop, să facă tabietul tăcerii, de exemplu. Adică o lună de zile nu vorbesc. Uite, ăsta e post. Nu alimentar, că astăzi normal alimentar tot se limitează. Parcă, știi? Ci post înseamnă a sta în post, a sta de veghe. Și uite, voi sta eu de veghe ca din mine să nu iasă niciun gând aiurea sau vreo frază. Mai bine deloc nu gândesc și nu pronunț nicio frază decât să pronunț ceva urât. Și atunci, în timp de jumătate de ani de până acum, am pronunțat tot felul de cuvinte fără să le înțeleg sensul, probabil. Dar acum, uite, tac, și lăs structurii, adică sistemului meu informațional, metabolismului meu informațional, să se curăță, exact ca și intestinele.
Și dacă acolo erau niște informații negative, destructive, chiar și la nivel de genetică, e ce face? Se curăță. Se restructurează inclusiv structura mea genetică, pentru că n-am mai folosit niciun fel de înjurături timp de o lună. N-am blestemat, nu am urât, nu am spus cuvinte jignitoare, n-am spus cuvinte grele. Și atunci, uite, în trecut, de exemplu, femeile știau chestia asta și vorbeau foarte puțin. Uitați-vă în orice roman sau film vechi, că e român, că de altă natură, de altă nație sau naționalitate, o să vedeți cât de puțin oamenii în trecut vorbeau. Pac, 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 pac și gata. Să înțelegeau. Acum vorbesc mult și prost și nu se înțeleg. Da. Ce ne poți spune, pentru că luni începem cursul online de numerologie, cel de 2 săptămâni, în care oamenii o să învețe cum să interpreteze și cum să calculeze, o să descopere numerologia în practică, să spun așa, pe lângă partea de teorie. Da. Cine să urmeze acest curs? Ai zis odată cei pasionați sau cei interesați? Pornim de la un lucru simplu. Eu îi aștept numai pe acei și numai pe acei. Restul, mai bine să nu vină. Apropo, probabil deja ai văzut că în prima întâlnire cu cursantul, eu fac tot posibilul ca câți mai mulți a doua zi să nu vină. Adică eu nu sunt interesat să vină mulți. Dimpotrivă, fac tot posibilul ca a doua zi, alții, dacă e cazul jumătate să nu mai vină deloc. Că e mai bine să nu vină decât să vină și să mintească. Să vină cei care au început să-și dai seama, măcar la nivel intuitiv, că viața este ceva mai mult decât tu crezi el vreodată. Să vină cei care, la nivel măcar intuitiv, adică spiritual, încep să nu mai fie indiferenți de propria lor viață. Încep să-și dai seama că viața el până acum a existat în viață, dar el, ca personaj în propria lui viață, a fost absent cumva. Lucrurile pur și simplu s-au întâmplat sub diferite presiuni, chiar și a mediului înconjurător sau oamenilor care ne-au înconjurat, anturaj. Sunt acei care încep să, măcar la nivel intuitiv, să-și dai seama că ar vrea să înceapă totuși să aibă un oricare control asupra vieții proprii. Dacă să ai controlul ăsta, trebuie să înțelegi mecanica asta, cum funcționează. Ca la mașină, că atunci să știi, unii pedala, unii frâna, unii accelerația, unii schimbători de viteză și când trebuie astea făcute. Când nu schimbăm viteza la o mașină așa de capul nostru când vrem. Și atunci când este necesar. Să vină aia care au înțeles că în viața asta există și dintotdeauna au existat lucruri mult mai importante, dincolo de cele materiale care se văd și care sunt muritoare și care se schimbă odată cu filosofia dominantă pe glob, se schimbă odată cu partidul politic, se schimbă odată cu structura socială sau rest. Sunt lucruri care nu se schimbă niciodată, indiferent cine vine la guvernare. Nu se schimbă, pentru că ele sunt veșnice și nemuritoare, adică aparțând vectorului ăstuia, vertical. Uite, așa vin energiile și ele vin trinitare peste noi. Uite și capul nostru, spunem așa, ele vin peste noi, intră în interiorul nostru și produc diferite tipuri de trinitare, de influență. Bine, ele trei vin, dar când ajung aici, fiecare se mai împart încă în trei. Și uite, avem 3, 6, 9 deja. 9 tipuri de energie. Când au ajuns în interiorul corpului nostru, pentru că corpul nostru totul este trinitar, fiecare canală și ia energia lui. De o anumită lungime, de o anumită frecvență, de o anumită oscilație. Se polarizează și se polarizează. Și atunci încep oamenii să înțeleagă din ce în ce mai mulți că viața asta este mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul așa în jur și oameni. Și toată asta ce se vede nu e nimic altceva decât o expresie, o manifestare a cui? A lumii ideatice. Adică toate lucrurile la început au fost în idei, au fost în minte. În mintea cuiva, apoi ele încet, încet s-au întruchipat în formă materială în jurul nostru. De gardul ăla nu a fost acolo de când lumea. Întâi a fost în capul unui om, apoi omul ăla l-a întruchipat încet, încet, prin efort. Sau poate nici măcar nu l-a pus pe alții. Dar tot aceilalți oameni, cum și voi faceți, vă duceți la muncă și nu faceți nimic altceva decât întruchipați, fără să vă dați seama în ce mod și aspect anume, întruchipați ideea cui? Patronului. Adică împliniți dorințele lui, nu ale voastre. Vă dă pentru asta numai un salariu. Dar vă dă un salariu pentru ca să faceți un lucru. Uite, luați lucrul ăsta de aici
până de seară, să-l duceți acolo și să-l puneți așa. Pentru asta ești plătit. Te-l iei de aici și îl duci până acolo. Și aia, atât. Deci tu numai asta trebuie să faci la muncă. Dar tu la muncă nu faci numai asta. Tu la muncă te enervezi. Tu la muncă îți consumi nervii. Tu la muncă îți cheltui energiile vitale. Tu la muncă stai într-un mediu și te prăzăzi la bec. Tu nu vezi lumina solară cu lunile întregi. Dimineața când vii la muncă e prea devreme soarele, când o răsărit, după ce pleci de la muncă, soarele deja o apus multe. Așa stai ani de zile la un bec de ăsta, neon, într-un birou și respiri cu aer condiționat. Iar în aerul ăla condiționat, știi care e chestia? Una este aerul necondiționat și alta este când e condiționat. Când e condiționat, putem să-l condiționăm și cu niște otrăvuri, și cu niște parfumuri, și cu tot condiționat va fi. Adică nu va fi un aer independent, va fi un aer dependent de serviciul de loc. Bun. Să vină cei care pur și simplu vor să înțeleagă mai bine de ce lui în viața anumite lucruri s-au întâmplat, îi se întâmplă în continuare și îi se vor întâmpla și de aici încolo, dacă nu este atent la anumite aspecte. Care sunt aspectele? Va înțelege. Numerologia este un instrument foarte bun pentru, nu obligatoriu, ca să din asta să faci o meserie, deși le-am pus la foarte mulți cursanți și mă bucur asta, o pâine în mână. Și o pâine, spunem așa, bună. Bună. Asta e adevărat. Și cu care o poți dobândi nu numai în România, poți să dobândești în oricare țară te duci. Adică o te pleci cu mânuțele goale în Franța și dacă vrei, ca numerolog, și acolo o să câștigi o bucată de pâine. Iar pe măsură ce te specializezi, s-ar putea să câștigi chiar mai mult decât ai sperat vreodată sau decât ai fi gândit vreodată, pentru că o să analizeze alții și o să vadă, băi, ăsta e specialist, cu ăsta putem să facem foarte multe lucruri, hai să vedem cum îl captăm, cum îl recrutăm, cum îl plătim, cum ne punem bine cu el, dar puteți să primești chiar mai mult decât ai sperat la începuturile dezvoltării în direcția numerologiei. Apropo de asta, că era foarte bun pentru a înțelege mai bine tipurile de relație, adică cum trebuie să corelez eu, să cooperez, pe ce butoane să apăs mai tare, pe ce butoane de loc, cu uite șeful, cu secretara, cu contabila, pentru că fiecare sunt oameni și fiecare au o structură numerologică aparte și trebuie să știm, adică este o știință extrem de bună în vederea unii mai bune înțelegeri a partenerului de viață, de ce știu eu, de soartă, de afaceri, de orice, de partener. Adică, a omului. A omului în general. Ca psiholog, de exemplu, eu ca să ajung la rezultatele astea, trebuie să aplic vreo 15 teste. Unele se aplică în stare de stres, unele dimineața numai și numai sub semnatura lui cu dormit bine azi noapte și nu s-a îmbătat. Altele numai seara, altele în diferite toate testele astea trebuie să le adun, dai seama, le fac timp de vreo 2 săptămâni, apoi trebuie le adun pe toate, trebuie prelucrarea datelor respective și la urmă îmi fac OCE. Îmi primesc o analiză, de exemplu, care îmi dă 16 factori de personalitate. Este un test destul de amplu, așa se numește, PF. 16 PF, da. Da, PF16. Adică 16 aspecte sau factori de personalitate. De personalități, da. Ei, dar aici eu primesc mult mai mult în câteva, în 2-3 minute. Adică primesc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Destin 23 asta, destin 24, destinul 25, cifra karmică 26, sub programul multe. 27, adică aproape 32 de valori despre acel om în câteva minute. Și asta poți să o faci cu degetul pe malul mării, de exemplu, dacă puțin nisip acolo, sau pe pământ, dacă n-ai un pic. Și de momentul ăsta știi exact cu cine ai de-a face, ce fel de om este în fața ta, care sunt capacitățile lui puternice, care sunt slabe, unde este extrem de slab, unde este foarte puternic, nu te pune cu el acolo că o să te învingă obligatoriu, dacă nu astăzi mâine, pui mâine, dar da, tot o să te învingă. Așa. Unde poți cu el să cooperezi, unde trebuie să alegi pe el în față că o să discurci mai bine ca tine și unde te bagi tu în fața lui, niciodată nu-i leși lui dreptul de a face, adică prioritate în direcția asta, pentru că o va duce lucrurile în tot o altă direcție. Dar este util altă direcție în care el se va descurca mai bine ca tine de 100 de ori. Și atunci,
Când am nimerit, am zis, uite, acum am nimerit într-o problemă. Cum facem? Uite, tipul ăsta de problemă, eu, nu te băga, știu eu cum facem. Dar uite acolo, băi, am nimerit aici tu. Vasile, Mihai, Ionela, Petronela, cum te cheamă, uite, aici tu. Aici tu ești, de la univers creată să rezolvi problemele astea. Adică pentru tine aici nu este... Tu chiar și când intuitiv ai spus... Și când ai spus-o așa, pur și simplu, ca să scăpi de mine, tu și atunci spui mai bine decât dacă stau eu să mă gândesc, să analizez. Da, sunt foarte multe lucruri pe care le putem afla. Această reacție am avut-o și eu când am descoperit numerologia, terminând tot psihologie. Și am zis, nu, asta e bine, dintr-o dată de naștere să poți să afli atât de multe lucruri. E fascinant și, într-adevăr, am fost sceptică pentru că, nu, sunt mai sceptică de fel, dar scepticismul, eu zic că este bun atât timp cât mintea este deschisă. Este scepticismul foarte bun și gândirea critică la fel. Nimic nu lua din prima, nu crede tot ce auzi, experimentează, verifică și altfel și apoi convinge-te. Că când ai spus con și vinci, atunci tu ești împreună cu Dumnezeu și ești puternic, nu o să te mai învingă nimeni. Dar când crezi tot ce se spune, atunci la primul val, la primul uragan, o să te lepezi de ceea ce ai știut, pentru că oricum n-ai știut. Și o să alergi bezmetic și haotic în orice direcție, fără să-ți dai seama ce faci în momentul ăla de alergare sau de năucire așa bezmetică. Când cunoști lucrurile, atunci este mult mai limpede lucrurile încep să se vadă. Și ca orice știință și numerologia are sfera ei de pronosticare. Dar să vedeți lucrurile interesante. Uite, toți sociologii, analiștii care apar pe la televizor și vorbesc tot felul de lucruri și vorbesc, toată te bufnește râsul. Pentru că nu știu din ce principii, adică ce eu iei spre analiză când încep să gândească. Cu toate astea, câteodată ajung aproape să nu că dar așa știi, eu primește așa un fel de satisfacție a efortului tău când tu vezi că spui anumite lucruri, acum... Și abia peste 5 sau 10 sau 15 ani, analiștii încep și ei să vorbească lucrurile respective. Dar erau vizibile asta în 15 ani încă în urmă, că așa o să întâmple. Este o ordine în lucrul ăsta. Iar ordinea, cifra, este măsura ordinii. De aia, cifrele nu sunt cauza problemelor noastre în viață. Și nu putem da vina pe ele, că sunt cifre bune sau cifre ele. M-am întâlnit cu cifră rea. Nu. Cifrele reprezintă măsurile inerente fenomenelor, proceselor prin care noi înșiși nimerim sau le declanșăm chiar în interiorul nostru. Și le arată măsura. Și uite, dacă e măsura asta, nu e bine. Dacă e măsura asta, e rău deja. Știi? Asta încă e prea mică. Asta deja e prea mult. Adică e o măsură. În toate o măsură. O măsură adică o rânduire. Adică o ordine, o rânduială în toate. Uite, rânduiala, ordinea și măsura, adică care după care, că nu e suficient să facem lucrurile în măsura lor, trebuie să știm să le facem și în ordinea lor, unul după altul. Nu facem acoperiș și apoi facem temelia. Fundația. Adică ne pornim într-o ordine. Atunci toate astea face ca viața să fie lege după o lege. Și legea asta atrage fericire. Dacă nu facem așa, atunci la fiecare pas încălcăm o lege. Adică încălcat lege după lege, adică începem să trăim într-o bazaconie. Bazaconie adică bezaconie, adică fără lege, fără de lege. Gândind într-o fără de lege, analizând lucrurile într-o fără de lege, acționând într-o fără de lege. Ne așteptăm ca să avem fericire la sfârșit, este ca și cum și, chiar și în planul social, adică la nivelul nostru uman, zi de zi încălcând o lege, la sfârșit te aștepți că o să vină cineva să o să te primieze, îi vedem că odată o să iei cineva și o să te salte și pentru ceea ce ai făcut cu 10 ani în urmă, nu știu cum, înțelegi? Cumulativ. Chiar la nivel uman asta se întâmplă, dar apoi la nivel divin. Nu vă se pare că acolo e mai ceva încă? Adică acolo, dincolo de marginea asta a creației, uite, asta este creația. Dincolo, acolo lucrurile se întâmplă, acolo sunt legi incoruptibile, inamoabile. Nu le poți suci după bunul tău plac. Va trebui tu să te sucești după ele, să te adaptezi în așa fel încât să poți trăi. Dar universul nu o să se schimbe niciodată, pentru că unii dintre noi cred că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, că, nu știu ce, că avem noi fiță și hachiță. Moftăr, da, mie nu-mi place așa. Păi nu,
uite, este creația. Uite, asta este. Uite, asta e creația. Nu știu cum să o desert. Asta este creația cu crucea ei. Pan, pan. Patru anotimpuri, patru grupe sanguine, patru numere. Crucea ei. Și tu ai nimic. Asta și elementul materiei. Și asta se deseană materie. În partea asta altă e soarele, care așa ei se deseană. Uite, acolo e soarele. Vezi? Sau spune creatorul. Uite nimerități. În lumea asta. Tu ai ce ai nimerit? Ai nimerități. Aici undeva sunt proprietățile tale. Aici undeva tu ești. Uite, suma tuturor calităților tale este aici cu minus totul. Și alții cu plus. Uite aici. Pac, pac, pac. Sau pac, 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 pac. Cu plus. În zona asta. Ia. Oriunde e nimerit. Mai departe nu mai alegi tu nimic. Că vreau eu așa, că nu vreau așa. Ai posibilitatea numai să te miști de la unde? De la centru către marginea creației. Dar poți să te miști către marginea creației încolo sau poți să te miști către marginea creației în sensul negativ. Și într-una și în alta o să o termine. Numai că aici te aștepte cineva, așa spunem, cu aură așa și cu aripi, de exemplu, în jurul lui, în partea asta o să te întâlnească altcineva, cu cornița așa, pat, pat. El tot la marginea creației să află. Și dincolo de cazanul de este mai departe și deja cazanul clocotitor. Adică aici n-ai unde, nu poți să înaintezi mai departe, că acolo arde totul, este dincolo de creație. Dar băiețelul este acolo și stă de el și e ținat întotdeauna în roșu și în formă de foc. Și când o să ajungi, el o să dai. Foarte bine. El o să spună mai departe ce faci. Asta este lumea materială cu totul, lumea materială. Iar asta este lumea spirituală. Și energiile, uite așa, se mișcă, așa, se mișcă, așa, se mișcă. Așa, tot timpul, așa și electronul se mișcă. Uite, asta este și crucea de care vorbeam și de care vorbea Hristos tot timpul. Numai că oamenii au înțeles prin cruce o bucată de lemn care trebuie să o tărâm după noi, nu știu nici motive. Ca să ne antrenăm fizic, probabil. Sau facem mușchi. Despre crucea asta, asta e crucea vieții. Crucea vieții. O ultimă întrebare. Numerologia predice viitorul? Când spunem prezice, atunci vezi că încă lucrurile s-au întâmplat și noi am zis. Asta este act magic. Foarte puțini oameni pot prezice și pe urmă se întâmplă ceea ce el a zis. Dumnezeu a zis să facă lumină și s-a făcut. Înainte de asta, vezi, el ce a făcut? A prezis. Și s-a făcut lumină. O zis să se facă mările, să împartă apele, nu știu acolo, și lucrurile s-au făcut. La nivelul vieții noastre pământene, în dependență de capacitatea omului, fie că e pe orizontală, dar atunci el va face cu puterea banului sau puterea armei sau puterea fizică, oricare, sau fie că se află pe verticală și atunci el va face cu puterea minții, cu puterea Duhului. Că și un om foarte bogat. O zis că vrea să cumpere România și o cumpărat. O vezi, o prezis. Și eu nu știu cum, dar s-a întâmplat cum o zis el. Este? O cumpărat România cu tot cu noi, cu chiloțe de pe noi, cu tot, nu știu cum. Poate sunt astfel de oameni pe glob. O prezis că o să cumpere și o cumpărat. Dar a prevedea sau a pronostica este cu totul altceva. Da, numerologia are posibilitatea și instrumentariul necesar de a prevedea. De a, adică de a vedea înainte ca lucrurile să se întâmple. Și când se întâmplă, tu ți-aduci aminte că ce? Ai văzut asta înainte deja. Ai văzut cum fata asta o să divorțeze 100%. Ai văzut și de ce? Trec 4 ani de zile și fata aia divorțează. Asta a prevede. A pronostica, adică pronostica înseamnă ce? E posibil ca viitorul să e multivariante. Are multivariante. Dar dintre astea multivariante, el în general viitorul are multe scenarii pentru orice lucru. Dar pentru că omul este așa cum este, pentru el viitorul se va deschide în propriul lui metric. Sunt două, trei variante. Și tu poți pronostica ce variantă din trei va alege omul ăla când va ajunge la piatra aia pe care scrie. Te duci la dreapta, pierzi capul. Te duci înainte, pierzi sabia. Te duci la stânga, pierzi calul. Și știind-o pe Maria că este mai pasională și mai se îndrăgostește rapid, știm clar că ea mai degrabă va prefera să piardă capul decât sabia și decât calul. Și atunci asta deja se numește pronosticare, prognoză. Adică prognozele numerologice
Apropo, sunt mai exacte decât, decât prognozele psihologice, care aproape lipsesc, și prognozele meteorologice, de exemplu. Din punctul ăsta de vedere, numerologia este o știință cu instrumentarul de prognoză mult mai precis decât al cui? Al, cum se numește? Cu anotimpurile, cu timpul. Cu anotimpurile? Vremii? Da. Ce? Meteo? Meteo, da. Adică meteo dă mai des greș. Sau, de exemplu, este o astfel de știință, care numește seismologie. Iar dacă e știință, trebuie să aibă și posibilitatea de a pronostica când se va întâmpla un cutremur. Încă nu a pronosticat niciodată. Prin urmare, instrumentul de a prognoze, prevedere și prognoze, lipsește. Prin urmare, nici o știință. La ce îmi servește mie o știință care nu mă poate ajuta să prevăd un viitor prezumtibil, măcar din trei variante, măcar să-mi dăie trei variante. Când se întâmplă? Uite, nu se întâmplă anul ăsta, se întâmplă cutremur. Nici la anul, nici la altul, dar peste trei ani se întâmplă. Sigur, nu știu în care dintre ele, dar în trei ani se întâmplă. Niciodată nu a putut. Prin urmare, asta nu e știință. Dar numerologia poate pronostica. Dacă omul ăsta o să-l punem în condiția cu tare, sau el o să ne mirească, la divorț, de exemplu, o să facă scandal sau o să se lese totuși o să plece? Sau o să se lese totuși o să plece și la un moment dat o să întoarcă și o să strupă capul, nu știu cum. Sau o să vezi abia la divorț cine-i bărbatul sau femeia respectivă. O să luptești pentru fiecare... Nu știu ce. Cent. Pentru fiecare cent, până la ultimul bănuț. Da, fiecare cent. O să omoare acolo. Acolo îi se vezi. Aia putem ști. Și apropo, când lucrurile astea se întâmplă, chiar vedem că am avut dreptate. Că uite, scrie, uite, se vede structura lui numerologic. Așa va face. Când vei fi pus în situația asta sau asta, sau varianta asta, el va alege obligatoriu asta, nu pentru că vrea el sau nu. Ailaltă. Va alege una dintre formele. Conform matriței. Conform matriței sale. Este înclinat, predispus să acționeze mai degrabă așa decât așa sau altfel. Da. Sunt foarte multe lucruri de discutat despre numerologie. Deja au trecut 2 ore și un pic. Da. Eu invit cu drag pe toți ascultătorii și nu numai ei, pe toți cei care rezonează, cum a spus și Anatol, și își doresc să afle mai mult după ce deja ceva au conștientizat, să vină la cursul de numerologie, care acum este online datorită beneficiilor pandemiei, ca să-i spun așa. Da. Și mai rog, adică mai aștept pe cei care vor să vină pur și simplu dintr-o simplă, știu, odată de ceva nou și au o simplă curiozitate, dar curiozitate sănătoasă. Adică vine, chiar și dacă din curiozitate, este totdeauna binevenit în orice, dar curiozitatea ta să fie sănătoasă, adică în sens de cunoaștere. Nu vinim în curiozitate de a bolnăvecioasă, adică în sens de critică. Mă duc eu acolo așa, când am ce face, sunt chiar curioasă ce o să spună tâmpiță aia pe acolo sau nebună la pe acolo. În sens de critică prostească, pentru că nu îți faci nimic altceva decât o să te faci de râs. E ca și cum te-ai întâlnit cu, nu știu ce, aviatură și începi tu să vorbești despre motoare cu reacții, nehabar n-ai mai. Să uite așa la tine, copilărește, te iartă, nu zic nimic acolo, nici măcar nu te... Dar ei știu că tu ești prost în direcția asta, adică nici... Ei n-au o problemă cu motoarele și cu aerodinamica, ei știu totul despre asta. Tu ești cel care ești handicapat și nu pricepi lucrurile astea, dar handicapul tău tu să-l verzi și în ei. Și o să iei la mișto pe ei despre... Sau, știi, și eu să uite la tine, zic, bine, băi, băiete, e așa, cum zici tu, hai, vezi de drum, pleacă, că noi rămânem aici tot despre teledinamică și aerodinamică și alte lucruri să discutăm, să cercetăm și să descoperim. Da. Cei care nu vor dori să descopere numerologia, îi așteptăm în iulie la cursul de mistică feminină. Chiar dacă se numește așa, este dedicat tuturor, nu doar femeilor, ci și bărbaților, nu? Mai ales bărbaților. Pentru că dacă bărbații ar cunoaște locurile puternice, maximum de puternice și slabe ale femeilor, ar fi cu ele mai atenți, mai atenți. Ar ști chiar și ce să ceară de la o femeie mai mult pentru că poate și ce să nu ceară niciodată. Și asta deja ar ușura viața ambelor. Mai mult decât atât, ai respecta-o mai mult, pentru că ai ști că o serie întreagă de lucruri din viața ta au depins în totalitate de ea și depind în continuare, chiar dacă tu despre lucrurile astea nu ți-ai dat seama vreodată. Nici n-ai bănuit că anumite elemente ale ei, cum ar fi părul, de exemplu, sau cum ar fi felul în care ea merge, sau felul în care ea simte, sau care te privește, cum te privește, cu drag, sau...
îți poate modela toată cariera ta, poate să alunge banii din jurul tău, să poate să-i atragă, să apară noroc în viața ta, cum zic, doar de starea în care ea se află, sub influența ta. Ce tipuri de magie se întâmplă, ce fiind chiar și farmice se produc automat. Se întâmplă când oamenii se farmecă unii pe alții fără ca să-și dea seama că tocmai au utilizat un instrument magic, spunem așa. Dar dacă l-ai întâmplător și l-ai utilizat prost, s-ar putea să ai și efecte proaste. Dar dacă îl știi să-l utilizezi corect, atunci efectele pot să fie cu totul mult amplificate. Da. Deci, toate aceste evenimente le găsiți pe alexaevent.ro, pe www.alexaevent.ro sau pe pagina Alexa Event, unde suntem și acum live. Eu ce pot să spun, Anatol, îți mulțumesc încă o dată pentru informații. De fiecare dată eu ascult cu urechile ciulite pentru că învăț, cum spunea Onelia de aici din Brașov, ucenica, pentru a pune în practică, din simplu fapt că iubesc numerologia și scepticul din mine în fiecare zi, în fiecare consultație, testează și retestează numerologia, nu că nu aș crede în ea, ci pentru simplu fapt că mi-aduce bucuria aia când văd că, bă, uite, și aici, exact așa e. Așa se face cu timpul și restul care vor veni la curs sau care deja au fost, încă o dată le reamintesc. Credința voastră trebuie să fie pe măsura științei voastre, adică din tăi știința trebuie să fie mare, și credința va fi și ea mare, dar pe măsura științei voastre. Dacă înainte va fi credința și credeți în tot celălalt, fără să aveți știință, atunci repede va veni. Știi, dacă crezi că fiecare om e un înger, repede o să dai de dracu, vă garantez. Dacă ești sceptic, adică dacă cunoști ceva despre om și gândești despre om, analizezi, gândești critic, observi, atunci o să-ți dai seama că nu toți oamenii sunt îngeri, dar nici nu toți oamenii sunt dragi. Și o să știi foarte bine să-i alegi. Când ai nevoie de drag? De drag sau de drăcușor? Sau de... Când ai nevoie de îngeraș, atunci de îngeraș. Și la nivel de bărbați și la nivel de femei sunt foarte bine aspectate aceste două laturi. Sunt femei în care și drăcușorul și îngerașul sunt foarte bine așezați acolo în interiorul ei și de ca să te înțelegi bine cu orice femeie, prima dată trebuie să înveți să te înțelegi cu demonii din ea. Da. Cu proprii ei demoni. Au un limbaj aparte acolo și coduri. Dar dacă le-ai înțeles, te poți înțelege non-verbal cu demonii din ea fără să schimbi un cuvânt cu ea personal. Și dacă demonii din ea e de acord cu ce spui tu, ea va face și va fi cu asta. Și invers. Numai că la bărbați principiul este puțin altfel. Polaritatea și principiul e diferit. Bun. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru care m-ați ascultat și cu ocazia asta poate m-aș suportat. Dacă nu m-ați suportat, înseamnă că nu m-am străduit suficient de mult. Dacă nu durut suficient de tare, înseamnă că ce? O să-i doară la curs mai tare pe aia care vine. Când, dacă doare, înseamnă că real se întâmplă ceva. Dacă, indiferent ce fac, vă aflați în continuare în zona de confort, înseamnă că nu se mișcă ceva, nimic nu vă doare, nimic nu se întâmplă în interior, înseamnă că pur și simplu nu se întâmplă nimic, adică pierdem timpul degeaba. Eu zic că nu. Îți mulțumesc încă o dată, Anatol, și aștept să ne revedem data viitoare, pentru că oamenii abia așteaptă câte un interviu cu tine, tot scriu pe acolo. Ne mulțumesc foarte mult pentru cele 2 ore oferite și noi le mulțumim că au fost alături de noi și, ce zicem, ne vedem data viitoare. Succes! O zi frumoasă! Să aveți! Sănătate!